Bună, Cristina, bună, Simona, o să vină și Teodora. Am înțeles că Simona face exerciții de plâns. Se pricepe, învață-ne și pe noi cum se face și ce generează plânsul acesta. De cine? Atașamentul de în Pisică. momentul ăsta de copil, De pisică și de cățel. de persoane. Și de pisică și de cățel. Da, de orice, de persoane, de lucruri, dar cel mai puternic este de persoane. Nu știu, asta eu asta am dedus, asta am simțit. Și ce vrei de la persoană? Tocmai că nu mai vreau nimic, dar nu. Sunt gânduri care vin din trecut, se duc în viitor și nu, e greu să le stăpânesc. Nu știu cum să le stăpânesc. Gânduri despre ce? Cum? Gânduri despre ce? Adică, nu știu cum să explic. Fac lucruri și mă duc în viitor și parcă văd consecința, ceva de genul. Și? Și nu. Nu înțeleg, nu sunt gânduri care îmi vin din viitor, adică fac lucruri și în momentul ăla deja nu știu de ce, mă duc și văd ce se întâmplă și iar mă întorc și iar mă duc și nu știu cum să le spun, nu știu cum să le stăpânesc. Păi de ce să le stăpânești? Păi cum să le las așa? Da, întotdeauna gândurile se lasă așa. N-ai nevoie Păi să le și dacă stăpânești. devin realitate? Păi n-au cum să devină realitate dacă tu le dai drum. E invers, dacă nu le dai drum, devin realitate. Și chiar dacă merg în gând din viitor și mă întorc imediat înapoi, nu Dacă nu le dai se drumul, materializează. păi nu se materializează. Cristina, ce se Asta e. întâmplă aici? Da, chiar vreau să vorbesc cu. Da, se întâmplă că se confirmă ceea ce eu zic în fiecare binar, că e grea calea. Pentru că Simona, nu tu Simona, cealaltă Simona, m-a întrebat într-un binar dacă am aflat ceva nou de la Marius și am zis că nu. Și după aia mi-am dat seama că am aflat ceva nou. Marius m-a învățat că e ușor. Marius zice că e ușoară această cale. Eu am zis că e grea, tot din aceleași considerente. Din cauza că eram la fel lipită, atașată, poate mai sunt și acum, adică, nu știu, avem ca și cum automatismele astea, să ne lipim, să ne atașăm, ne doare, cumva suntem oameni, nu știu cum să spun, adică sunt niște experiențe foarte frecvente și umane, așa. Asta cu gândurile, într-adevăr, am vorbit, cred că în toate binarile astea din urmă, ne invadează. Nu le putem controla, așa vin, ne năvălesc, parcă uite, ne trag exact unde n-ar trebui să fim. Sunt cumva necontrolate, nu știu cum să spun, necontrolate, necontrolate. Te năpustesc așa, adică nici nu le-ai vrea măcar, că nu le-ai vrea, nu poți să zici că le cauți Tocmai că sau nu le... le vreau și Nu le vin. vrei și da, e, asta în primul rând că e o chestie că nu le vrei, știi, și atunci cumva vin. Ideea este să dobândești o abilitate să le ignori cumva, cât nu știu cum să dobândești, făcând altceva, ieșind pe afară, schimbând, mutându-ți atenția, citind, adică cumva să faci tot felul de lucruri ca să-ți iei atenția de pe ele, pentru că ele au proprietatea asta
să ne invadeze. Ne năvălesc, nu le caută nimeni, nu le cheamă nimeni, nu le vrem, nu avem treaba. Ele vin, 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 vin. Te rog. Cristina, da, ai avut senzația asta când ieși să-ți fie frică să vorbești? Că poate dai greși? Având gândurile astea care vin, pleacă. E foarte bine să dai greși, să știi. E mai bine să dai greși decât să nu dai greși. E foarte important să dai greși întotdeauna. Dar de ce râzi? Păi, Niciodată nu e nevoie să fie lucrurile cum vrei tu. acum îmi dau seama că, de exemplu, dau greș, dar de fapt gândurile astea nu sunt ale mele, că dau greș, Nu. nu dau greș, pentru că ieri am fost în biserică și acolo, deci preotul data trecută mi-a zis să vin să stăm de vorbă și la un moment dat Divinul a făcut în așa fel încât să fiu eu și un om al străzii. Și ca și cum am acționat în sensul, într-un fel, nu l-am ascultat pe preot, adică dacă mă lăsam dusă, condusă de preot, într-un fel așa, lăsa să plece omul străzii, să plece și să stea de vorbă cu mine. Dar eu s-a întâmplat să intrăm în discuție, să intru în discuție cu acest om al străzii și într-un fel, cum ar veni, l-am ascultat, adică i-am ascultat într-un fel pe amândoi. Dar îmi veneau gânduri după aceea că într-un fel nu am ascultat preotul, că am dat greș în fața, deci în fața preotului am dat greș. Preotul nu se ascultă niciodată, că spune prostii. Dar în partea aceasta am ascultat un om al străzii care. Întotdeauna se ascultă omul străzii în raport cu preotul. Preotul nu. Și gândurile mă duceau că în două părți mă duceau că sunt vinovată în fața preotului, că am greșit, Cum dar. să fii vinovată că preotul întotdeauna împarte? Împarte în păcat, nepăcat și te duce în greșeală. Omul străzi nu Da, te duce niciodată în greșeală, e pe dos. De ce vrei tu da. Da, să gândești mai rău pe dos? Eu nu înțeleg. asta am înțeles, dar este de acceptat și preotul, că până la urmă preotul pe mine m-a ajutat. Păi te ajută să te chinuiești mai tare, într-adevăr. Și să ajungi în situații în astea, să plângi din senin. E un ajutor, într-adevăr, deosebit. Nu, am înțeles. Dar am înțeles că și biserica tot Dumnezeu a creat. Bineînțeles, bineînțeles, dar este calea aceea de distrugere, prin distrugere. Da. Îți amplifică împărțirea, te divide, devezi o persoană separată și atragi neplăcere în viața ta. Și e foarte bine. Deci adevăratul preot era omul străzii, dar nu-l ascultai. Păi l-am ascultat până la Păi fi capăt. fericită că l-ai ascultat atunci. L-ai ascultat pe Da. Dumnezeu. L-am ascultat până la capăt. Nu s-a întâmplat, n-a fost nimic întâmplător, părerea mea, că am ajuns în biserică și când senzația mea când am intrat în biserică, pentru că am considerat-o greșită pentru mult timp. A fost altfel când am intrat în biserică de data aceasta. E ca și cum, era ca și cum
ca și cum, nu știu, văzând pe toți Dumnezeu, a fost ceva, nu știu, ciudat, ceva, nu știu, nu știu să explic. Dar tot divinul m-a dus Deci acolo vrei să și spui că în momentul în care te-ai dus în biserică și l-ai văzut pe omul străzi, egal cu preotul, adică pe preot nu l-ai mai văzut mai presus, sentimentul da. acela este un sentiment chiar nou. Nu, i-am văzut pe amândoi la fel, dar după aceea mă luau gândurile că, da, astea sunt gândurile din trecut. Da, că la un moment dat mângeam amândoi, toți trei pe stradă. Era omul străzii în mijloc și eram toți trei cu țigara prinsă. Ce frumos! Ce frumos! Și cum ai văzut asta? Din viitor? Ăsta e viitorul nostru? Dar ar fi bine să fie așa, ca trei prieteni, deci nu era nicio diferență între ei. Ce frumos! Pentru Deci că există acest preot, speranțe, voi să spui că există speranțe. da, acest preot mi-a botezat mie copilul și acest preot este într-o bisericuță micuță cu tablouri, nu știu dacă e ceva pictat pe acolo sau da, tablouri puse așa și el, nu știu, îngăduie pe toată lumea, că după aceea chiar i-am scris că i-am scris că mi s-a furat mașina. Am o întrebare, îți dă voie să indic cu țigara în biserică? Dacă îngăduie pe toată lumea? Nu știu. Nu știu, vezi și tu, încerci. Nu. Nu știu, dar el este un preot care, țin minte că venise acasă după botez și spunea că și țigara este bună, că și cafeaua ei și pui un pic de aiazmă în ea și oricum Dumnezeu te iartă și pe tine. Și când l-am contactat într-un moment în care chiar eram așa, m-am lăsat dusă de divin și se spunea în cap, păi și preotul este bun și biserica și psihologul și terapeuții și toți sunt buni. Atunci a fost instinctul să-l sun pe preot și l-am sunat. Și m-a ajutat. Deci am înțeles că de fapt nu preotul este bun. I s-a pus și lui, cred că, o etichetă că este un preot, că este un preot rău, dar nu este rău. Și Trebuie să cunoaștem cauza lucrurilor, să știi. Și cunoașterea cauzei lucrurilor ne eliberează, de fapt. Dar asta nu înseamnă că este într-adevăr cauza suferinței în lume vine de la împărțire, în păcat, da. nepăcat, într-adevăr asta este. Dar e foarte bine că vine așa, că ne distruge toate speranțele, ne aduce dezastru în viața personală, o viață întreagă, vom suferi. Pentru că în momentul în care absolutizăm idealuri și virtuți, noi vom suferi. Pentru că îl considerăm ceva mai bun decât altceva și nu există, totul este egal. Dar și dacă suferim este bine, poate chiar mai repede ajungi la înțelegere, pentru că suferința te eliberează până la urmă. Da, deci eu înțeleg, nu mai vreau nimic, mi s-a furat și mașina ieri. Chiar am rămas. Deci chiar nici mașina nu mai am. Și La acum mine tu de nu-i ce la fel. plângeai? Că ți-a furat mașina sau ce? Nu! Cristina, știi ce a făcut? Tipa acolo pe Telegram că vreau cu Cristina, vreau cu Cristina să vorbesc sau cu tine. Zis, lasă că pe Cristina că vorbești cu mine. Și a început să plângă și uite, a țipat la fix.
La 16 fix a țipat. A țipat la 16 fix. Nu am țipat, nu. La mine era. Nu era mașina, nu m-a interesat de mașină, nu. Stăteam și mă gândeam. M-am fost la carabinieri, la poliție, am chemat pe tatăl copilului, am chemat să mă ajute. De fapt, el a fost primul ajutor căruia i l-am cerut, a fost el. Și mi-a venit în ajutor și mi-a venit în ajutor și în starea în care eram, nu mai simțeam că nu mai pot ține copilul și l-am sunat și i-am cerut ajutorul și a luat el copilul. Copilul este la el și acum. Dar asta este că se întâmplă anumite evenimente în viața noastră care ni se par ceva dus la extrem, adică și este ok pentru că eu înțeleg jocul și înțeleg că este perfect așa ce se întâmplă, dar sunt gândurile acelea care vin, pleacă și mă duc în trecut nu mă mai duc așa mult, dar mă duc cel mai mult în viitor acum și practic le refuz că vreau să mă las, să nu se întâmple așa cum vine mie în cap. Da, Cristina. Da. Spun că nici nu știu ce să spun. Spun ce spun tot timpul, că suntem foarte încercați. Adică dacă poți să înțelegi și tu, Simona, că e necesar să treci prin lucrurile astea și cât de cât să le, nu știu, să le ignori, să le accepti cumva, să le accepti ca și pe o chestie care ți este de folos, care trebuia să se întâmple, care, adică nu să fim așa fataliști cumva, dar nici să exagerăm. Ok, ți s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, să încerci să-ți revii, să te repui în situația de dinainte, să încerci cât poți tu să nu stai cu gândurile astea, e o luptă mare, e o întreagă știință. Ăstea vin, pleacă, ne invadează, ne conturbă, o întreagă nebunie. Până cumva scăpăm de ele, tot așa o să se manifeste. Dar dacă găsești normal lucrul ăsta și le ignori, asta este, lasă-le, nu sunt ale tale, nu te împrieteni cu ele. Lasă-le să treacă, iar o să vină, până când le ignori complet și atunci nu mai ai nicio problemă. Nu încerca să te străduiești atâta să aplici, cum să zic, foarte riguros, așa cumva, tot că nu o să-ți iese, vezi, ești înfrântă cumva, nu prea iese. Nu, Important e să te lași, da. nu. Nu, pentru că și, deci, fiind gândurile, nici nu-mi dau voie să mă concentrez pe anumite chestii. Deci, Da, dar asta este treaba lor, știi? Ele cu asta se ocupă, să-ți fure atenția. Cu asta fac ele tot timpul. Trebuie să știi secretul ăsta. Și atunci, prin toate mijloacele, să nu începi să disperi cumva, că e ca și cum își fac treaba. Ele cu asta se ocupă, asta e menirea lor, își fac treaba. Ce ține de noi este să nu fim furați de ele, să nu plecăm prea mult timp. Dacă stai prea mult timp în trecut și prea mult timp în viitor, deja te prind. Adică trebuie să stai puțin, să încerci tot mai puțin, tot mai puțin, tot mai puțin. Nu poți din prima. Dar ăsta cumva este secretul, că din prima, uite, am fost obișnuiți zeci și zeci de ani să ne funcționeze așa mintea și atenția, să fim furați de gânduri. Și acum, după 30, 40, 50 de ani, nu poți într-o dimineață să nu te mai fure, că ele asta fac dintotdeauna. Dar ce poți tu să Exact, faci? exact. Asta Da. vreau să-i zic, asta îi ziceam domnului Marius, că nu pot să mă detașez de copil, de părinți, de toți de care Da. sunt în momentul ăsta detașată de la o secundă la alta, de la un minut la altul. Și da, este perfect să și suferi, dar este
este și important, am înțeles, să cere ajutorul. Și asta am făcut. Practic, acum, din câte observ, asta fac acum. Deci mă duc și cer ajutorul, nu știu dacă e bine. Deci nu înțeleg dacă este bine să cer așa ajutorul. Să cer ajutorul. Am cerut ajutorul tatăl copilului, am cerut ajutorul la preot, am cerut ajutorul la prietenă. Dacă o să-ți pui mult timp întrebări dacă e bine sau nu, o să ai capcana că o să cazi în vină. O să stai în vină ca o vinovată tot timpul. E bine, n-am făcut bine, sigur. Asta iar e o Asta capcană. este, că Păi fac da. lucruri și... Deci încearcă să te liniștești și să ieși din vină. Ce ai făcut, ai făcut. Închide capitolul ăsta. Ce ai făcut acum o oră, acum 2 ore. Bine, gata, ai făcut. Ieși de acolo. Era bine sau nu era bine, nici nu mai contează împărțirea. Aia ai fost tu capabilă să faci, aia ți-a venit, așa ai fost condusă să faci. Bine, închide, ieși din vină, pentru că statul în vină nu mă complică. Dacă era bine, dacă făceam, nu puteai să faci Exact. nici cum altfel. Ai făcut cum a fost de trebuință în momentul ăla. N-aveai tu nicio altă capacitate, așa a trebuit să faci, te-ai gândit să ceri ajutor, bine că ai cerut ajutor. Altă dată poate o să-ți fie la îndemână să nu ceri atât de repede sau iar o să ceri, nici nu mai contează. Oricum, situațiile astea sunt create de mult, cum ar veni, tu te confrunți cu ele acum sau eu văd ceva în realitatea mea acum, dar e un complex care e creat de mult. Adică tu nu aveai cum să faci altfel. Cum ai făcut, e bine făcut. Toată șmecheria e să ieși din vină. Cât timp te gândești, mă, am făcut bine, n-am făcut bine, mintea, care e o drăcie, o să zică nu. Puteai să faci altfel, era mai bine altfel. Păi da, dar cu asta se ocupă ea, ca să intri Sunt în vină. momente când e ok, adică până nu vine, știi cum este, până nu vine confirmarea, adică stau acolo și mă gândesc de ce, adică să-mi găsesc argumente de ce a fost bine ce am făcut. Da. Deci eu zic să nu mai cauți explicații și Nici asta. argumente. Nu, adică să zici că a fost bine și punct. De ce? Nu mai contează. Oricum, tu dacă în momentul ăsta tot stai în trecut să analizezi tu trecutul, cum ai făcut și cum n-ai făcut, se putea mai bine, nu se putea mai bine, era cumva, hai să zic, era corect cum ai procedat. Nu bine sau rău, era corect. Asta a fost atitudinea ta. Și ce s-a întâmplat atunci? Nu mai sta în vină acum să te gândești tu la ceva de acum 2 ore ce ai făcut sau 3 ore. Da, Cristina, ok, am înțeles. Până aici, important este să nu stau În aici, auto-învinovățire. Da. în autovinovățire. Gândurile oricum oscilează trecut, viitor și e perfect să fac tot posibilul să nu stau în ele. Dar vreau să zic ceva, dar am uitat. E bine. Deci ele oscilează trecut viitor, dar tu să nu te lipești de ele. Atât. Lipiciul ăla că te atașezi. Când mă simt vinovată, când înțeleg că a fost perfect ce s-a întâmplat, deși asta oscilează, nu stau acolo mă învinovățesc că nu am făcut nimic, adică asta ar fi treapta aceasta în care practic renaștem, în care practic ne îndreptăm spre noi. Spre Dumnezeu din noi și iar m-aș împotrivi prin învinovățire, nu? Da. Tu, asta e tema ta, să nu te învinovățești, să nu împarți, să nu-ți mai faci atâtea griji și probleme că puteai tu să faci altfel sau dacă ai făcut bine, mai rău, mai nu știu cum, mai nici cum. Așa era potrivit să faci, așa ți-a ieșit. Bine, închide capitolul ăla și trăiește acum, în momentul ăsta, pe suflet, cum ar veni. Adică încearcă tu singură să dai comanda, să fii tu la comandă, nu să te conducă pe tine niște gânduri care sunt niște fantasme, niște tâmpenii care au numai
menirea asta să te distragă, să te conturbe, să te îngrijoreze, să te nu știu ce. Ok, lasă-le, bine, am înțeles că le ai, că nu le ai, bine. Închide lucrul ăsta și stai Da. liniștită că nu se putea Da, altfel. ți s-a întâmplat să cunoști persoane, nu știu, să-ți vină din față persoane, să cunoști persoane noi, să cunoști, să fii în situații noi, nu știu, poate să fii, de exemplu, să fii căutat. Aici este o chestie pe care nu înțeleg. De exemplu, am ajuns să chatez cu omul străzii. Da, Și asta ciudat. știi, da, să știi că tu să încerci să nu te compari cu nimeni, adică să nu aștepți să fi trăit și eu aceleași lucruri, pentru că experiențele noastre sunt diferite, înțelegi? Adică să nu încerci să cauți să vezi dacă cineva a mai trăit experiența aia sau nu. Dacă aia e o experiență pentru tine, ok, fă-o și pe aia, și cu omul străzii, nu-i nicio problemă. Acum mi-a venit ca și cum deci dacă îi văd pe toți Dumnezeu, da? Deci îi văd ca pe Dumnezeu, nu îi văd ca pe un bărbat. Adică și chestia e că e ceva din mine, că ajutați-mă, vă rog. Da. E ceva din mine care este teama ca nu cumva cel din față, bărbatul din față, să înțeleagă greșit ceea ce intenția mea, să înțeleagă greșit intenția mea. Da, dar Că tu te aș temi vrea acum ceva. aiurea, deci tu îți faci griji aiurea în acest moment, pentru că tu nu ești în situația aia, în momentul ăsta. Tu acum vorbești despre o proiecție, dar dacă nu cumva atunci, vreodată, o să înțeleagă alte proiecții din viitorul tău. Dacă o să înțeleagă altceva, atunci vezi tu atunci pe loc ce faci. Adică rezolvi problema și spui, uite, eu am avut altă intenție, cred că ai înțeles altceva. Nu a fost asta intenția mea, adică nu ne-am înțeles. Eu altceva am vrut, tu altceva ai înțeles, foarte normal, bine. Adică să fiu sinceră și chiar dacă și dacă și chiar dacă o să resping. Fiind sincer, o să resping că nu. Adică, dacă vine. Și dacă o să resping, nu? Deci tu Este acum perfect. stai în viitor, este perfect oricum, dar tu acum stai în Dacă viitor resping, da. și, da, și îți imaginezi un scenariu care șansele să se întâmple sau să nu se întâmple sunt egale. Poate să fie așa cum zici tu, poate să nu fie, Poate egal. să nu fie. De ce te gândești tu că o să fie? Că poate să nu fie, e egal, dar mintea ta te duce da, dacă, da, dacă, da, dacă, ca iară să-ți faci proiecții, să te îngrijorezi, să-ți faci griji, să nu știu ce. Dacă cumva o să se întâmple mâine, poimine, cândva, dacă se va întâmpla și tu ai dreptate, în momentul Asta ăla, vreau să da, în momentul ăla, atunci, tu o să ai inspirația și puterea și curajul să rezolvi problema și o să spui scuze, n-ai înțeles, eu am făcut altceva, intenția mea a fost alta și tu ai înțeles altceva, la revedere. Dar poate da. omul nu înțelege altceva. Adică poate chiar nu înțelege, poate că e un om de bună credință, poate că șansele sunt egale. Tu, cum să spun, da, încă o dată spun că asta se ocupă mintea, cu manevrele astea. Toată ziua să-ți bage tot felul de planuri și proiecții prin cap care să te neliniștească. Deci tot Mi-a timpul venit, să fii, da, te rog. mi-a venit că tu vorbești și mi-e vin. Îmi vin conștientizări. Este programul că între un bărbat și o femeie nu există prietenie. Da. Noi suntem întotdeauna paranoici. Asta este paranoia. Așa se cheamă, paranoia. Adică, când te apropii de unul ăla, nu știu, o să sară pe tine, o să-ți facă ceva, o să-ți ia bani, înțelege altceva, tărără, Da. stai, măi, că nu funcționează lumea așa.
Și oricum, dacă o să ai nevoie de experiența aia, o să ți se întâmple, sigur. Dar nu este întotdeauna așa. Adică există și oameni care sunt foarte bine intenționați, n-au nicio treabă, înțeleg frumos. Dacă au înțeles altceva, te poți înțelege cu ei. Pentru ce Da. vezi tu numai scenarii din astea paranoide, așa? Că nu e Păi sunt bine. Că... din trecut, da, sunt Păi din da, trecut. sunt din trecut, dar tu le corectezi. Așa că lasă-le. Și în momentul ăla în care, încă o dată spun, o să te confrunți, dacă te confrunți cu situația asta, o să trebuiască să ai și puterea și capacitatea să explici și să întrerupi respectiva situație. Și gata, că n-ai murit, nu e nicio problemă. Da, Dacă dacă oricum cumva era se din întâmplă. mine, da. Da. Dacă cumva Oricum se este întâmplă. bine. Dacă nu, e foarte bine și așa. Ai cunoscut un om, ai ajutat, ai comunicat, ai avut o intenție curată, frumoasă, el poate are la fel. Dacă nu are, înseamnă că ți era corector un pic să înțelegi niște lucruri, să te trezești un pic și la revedere. Care e problema? Că nu o să se cațere nimeni pe tine și o să înțeleagă el aiurea și ce, adică dacă înțelege aiurea. O să explici în măsura în care poți și tot tu care ai creat, să zic, situația asta o să o dezlegi. Și asta și pe toate celelalte. Dar ieși, pentru că întotdeauna această mincinoasă de minte face totul ca să te ducă în neliniște. Da, dacă, da, dacă vine bau-bau, da, dacă. Îți dau eu motive de îngrijorare, dacă vrei, mai reale decât ăsta. Dar știi cine face Dacă așa? Că vrei. dacă te duci la psihiatru, psihiatru te consideră nebun, pentru că nebunii întotdeauna gândesc în sistemul ăsta. Dar dacă s-ar întâmpla așa ceva, deci trăiesc în Păi da, viitor. că e paranoia. Deci automat o duce la spital. Da. A, da, așa gândesc. Da, dacă te duci la psihiatru în clipa asta, la spital te duce. Marius funcționează cu șocuri. Noi știm lucrul ăsta. Marius este cu șocurile. Tot timpul Da. șochează, șochează, șochează. Și Domnul asta Marius, e ce specialitatea fac? lui. Da. Scuzați-mă, mă scuzați. Vă Te scuz rog, să ce mă faci confundam. dacă? Deci, ce fac dacă Eu vezi tot în viitor. costul... Vezi tu atunci ce faci Ah, dacă. ok. Nu vreau să zic, deci partenerul, fostul partener, tatăl copilului, mi-a zis că să merg la psiholog. Nu, la psihiatru. Sau la psihiatru. Așa. Îl ascult, am zis da și fac ce vreau, nu sau cum. Păi nu, că și Marius ți-a zis, vezi? Că nu așa, nu poți să nu-i asculți. Și Marius... Da. Uite aici, psihiatrie mai bună nu există. Nu există psihiatrie mai bună. Suni aici, că aici e spitalul maxim, înțelegi? Aici ne vindecăm toți, da. Și am zis da, am scris da, este din mine, pentru că eu am fost și la psiholog, acum Dar la 5-6 ani am fost psihiatru n-ai fost. la psihiatru, am fost Du-te și la acum. psihiatru. Da? Du-te Am fost, acum. da, păi, e... Spun că te-ai imediat. Am zis ok și am zis eu sunt psihologul cel mai bun pentru mine. Da. Uite, a intrat și Gabriela. Simona? Uite, a intrat Gabriela. Gabriela? Ești? Gabriela? Poate nu e. Da, Simona? sunt, bună seara. Da, Ești? sunt în. Da, merg Cu cine ești? merg să mă întâlnesc cu Carmen, că ne-am despărțit Maia din Aur și m-au trebuit să iau un taxi ca să le ajung de urmă Foarte și frumos. să intrăm în binar. Da, deci mai este și Carmen Da, și cu Lavinia. Lavinia. Da. Foarte bine, foarte frumos. Să ne povestească și ele. Mai, da, chiar Carmen știu că vreau să întrebi ceva pe, Cristina. da, pe Cristina, Super, hai să ascultăm că Simona
S-a distrat înainte puțin, să vedem și noi ce zicem. Te simțim foarte bine, Simona. Mai poți să continui. N-ați văzut dumneavoastră webinarii în care să râdem, să ne jucăm? Uitați aici! Nu, noi n-am văzut așa ceva niciodată. Cineva care să gândească în viitor, ce o să fie în viitor și să trăiască situațiile care nu sunt încă. A, dar noi toți trăim așa, Marius. Aoleu! Da. Nu. Trebuie să suni la psihiatrie repede pentru toată lumea. Noi toți trăim așa, adică eu n-am văzut care să nu trăiască așa. Toată lumea e ori în viitor, ori în trecut, ori pe undeva aiurea. Adică nu e. Asta e, sunt simptome foarte normale în epoca actuală. Acum, hai să zic că nu vreau să spun de toți, dar cumva suntem purtați așa de mintea asta, aiurea pe coclaure, așa și trăim. Dar este chiar curios să știi, să suferi pentru ceva ce nu s-a întâmplat. Da, E absurd. dar asta facem de dimineața până seara. Suferim pentru ceva din trecut, ceva care a fost deja, am suferit odată și iară suferim, încă o dată, dublu Eu sau triplu. înțeleg pentru trecut, dar pentru viitor asta nu înțeleg. Ba da, cum să nu? Da. Noi E suferim prima dată în când aud, avans. prima În dată am avans. fost uimit, pe cuvânt. Da, ba, în avans. În Facem avans. plăți în Suferim avans. în avans. Da. Da, pentru că Cine? mă ducea gândul mă ducea, vă dau un exemplu. Deci, tatăl copilului nu vrea în nicio formă să, de când m-am despărțit, nu vrea să petrecem în niciun fel, pentru că asta mi-mi doresc eu cel mai mult, da? Nu vrea să petrecem timp împreună cu copilul. Și Simona știe că este bine, din punct de vedere psihologic, psihic, să petrecem timp cu copilul. Și mă duce în viitor și îmi zice, păi, cine știe când o să vezi copilul, că tu nu o să ai, tu încă nu reușești să stai singură cu copilul, că ești sensibilă, că ești cu gândurile astea și că uit lucruri. Uit lucruri, nu sunt cursivă, să zicem așa. Și vine Psihiatru ce iar a zis? Psihiatru ce a zis? Sau n-ai fost? gândul ăla. Iatru a zis că nu am nimic, mi-aduc aminte. Mi-aduc aminte acum 5-6 ani, mi-a zis că începusem deja de la neurolog să iau niște picături și ca să mă liniștească și m-am dus și la psihiatru. Și la psihiatru când merg, zice, lasă-le picăturile, lasă picăturile că n-ai nimic. Și nu l-am ascult, nu l-am ascult, adică l-am ascultat, dar am început să mă simt din ce în ce mai rău. Și atunci când lucram, era o colegă vine și îmi zice, păi stai un pic, că eu am avut și eu probleme din astea, dar nu poți să lași picăturile dintr-o dată. Trebuie să le lași treptat. Și le-am luat iar. Le-am luat iar și, într-adevăr, după 7 luni, bine, luasem minimul de picături. Și după 7 luni singură am reușit să le scad, să le scad, să le scad și am reușit să le las. Dar cauza nu a rămas acolo, cauzele au rămas acolo. Și ce diagnostic ți-a dat? Atac de panică. Nu, nu mi-au dat niciun diagnostic. Doar atât? Încă n-am ajuns acolo. N-am ajuns. Dar, nu,
pentru lumea aceasta în care trăim și pentru trecut, nebun, din câte am înțeles acum, nebun nu este nebun că, da, că nu ești nebun, că ești nebun pentru societate, te simți neadecvat, te simți neacceptat. Asta am înțeles. Și nu e fain? E fain. Ba da. Adică nu e niciun secret lucrul ăsta. Trebuie să te acomodezi așa. Și care e problema? Păi asta e că perioada asta să mă acomodez, să fiu ciudata întregii lumi. Da. Lasă că despre asta vorbim aici, să ne desprindem de exterior. Adică încearcă să te desprinzi de părerile altora, de ce zice lumea, de cum apari tu în fața altora, de cum ești. Încearcă să ai alte preocupări, să te urmărești pe tine, să te așezi, să te centrezi. Tu nici măcar nu trăiești în lume, tu trăiești în lumea din viitor. Măcar dacă în Da, lumea da. într-o alta care ți-o proiectezi tu. Lasă, lasă așa. Încearcă să te adaptezi. Oricum, toți am trecut prin chestia asta, toți trecem, că zicem, că nu zicem, că recunoaștem, că nu. Toți am funcționat așa sau încă mai funcționăm. Am trecut, da, dar acum, da, acum se schimbă Acum e mai lucrurile. grav. Acum e mai grav. Da. Da. Este ca și cum se schimbă, deci, se schimbă realitatea, ajungi să faci lucruri care nu le-ai făcut niciodată și de multe ori chiar ai impresia că cum comportamentul care l-ai, ai impresia că chiar ești nebun, ceva de genul, da. Dar asta este, cred că, proiecția, asta este, cred că, impresia celorlalți, adică vine spre mine gândul, poate celorlalți, sau nu știu, pentru faptul că mă simt sau că mă comport anormal, între ghilimele, anormal, nu fac chestii ciudate care pentru ei. Ei așa mă văd, deci fac chestii ciudate și așa mă văd, tip, vorbesc din biserică, că în biserică era chestia că nu se aprinde lumânarea de la brichetă și divinul m-am lăsat și divinul m-a pus să fac exact chestii care nu sunt de făcut în biserică. Adică etichetele și acele păcate, e păcat să, nu știu, e păcat să intri cu, să intri acoperită ca femeie pe cap, sau Descoperită. să intri descoperită, da? Eu m-am dus descoperită. Divinul, am făcut ceea ce, nu știu, divinul m-a împins să mă și machiez și m-am dus așa. Adică, nu știu, m-am lăsat, m-am zis, asta e, Dumnezeu mă acceptă și așa, și nemachiată, și machiată, și nemachiată, adică mi-era indiferent. Eram și descoperită. Da. Și am observat că anumite priviri îmi erau îndreptate, nu neapărat simțeam că așa, dar eu mergeam înainte, nu aveam nicio treabă. Dar după aceea, venind acasă, începusem să mă gândesc, păi, da, se băteau cap în cap, stai că aș fi greșit, dar nu, n-am greșit pentru că Dumnezeu înseamnă și. Dumnezeu este și descoperit, și acoperit capul și
cum se zice, și machiat și nemachiat și da. Simona, scuze-mă puțin. Uite, a intrat Carmen. Carmen, ești? Carmen? Da, sunt. Hai spune care este problema ta să o deslușim aici cu Cristina. Ai o ocazie. Da, am ocazie, chiar vreau să discut și cu Cristina și uite, s-a îndeplinit imediat. Bună, Cristina! Bună, Carmen! Mulțumesc mult! Ieri nu am apucat, sincer, să-ți mulțumesc și ție Te putem vedea, pentru toate... Carmen? Da, sunt în mașină, da, mă puteți vedea. Așa. Pentru toate webinariile pe care le-ai făcut și le-am ascultat, îți mulțumesc! Da. Da, problema, nu știu dacă e o problemă, dar cu ce mă confrunt acum în mod special este supunerea față de bărbat. Este veșnica mea temă, ca să zic. Am intrat într-o relație acum un an și jumătate cu un bărbat pe care nu l-am iubit, adică nu a fost un bărbat cu care să zic, bă, m-am îndrăgostit de el, uite. Era un tip care îi murise soția de 4 ani, bea, era într-o mare depresie și cumva faptul că a ajuns la mine, eu am zis că trebuie să-l ajut, că nu pot să-i întorc spatele. Dacă a ajuns la mine, înseamnă că trebuie să fac ceva pentru el. Eram în situația în care spuneam că nu pot să-l las în urmă. Și s-a creat așa o prietenie între noi, cumva. El s-a destăinuit, mi-a spus foarte mult, l-am ajutat să înțeleagă niște lucruri, de ce bea, de ce... În fine, nu făcea foarte mari progrese și m-a invitat să vin să stau cu el. Adică, practic, am avut și un rol de coach, ca să zic așa, și rol de prietenă, de confesor. Și am zis că omul ăsta nu are nicio șansă și ar trebui să vin acolo. Acum, privind în urmă și învățăturile lui Marius, mă gândesc că eu eram în situația când nu mai aveam nicio șansă și mi-e greu să accept lucrul ăsta. Adică eu nu mai aveam nicio șansă, trebuia să intru în relația asta cu un bărbat pe care nu-l iubesc, ca să zic așa, nu-l iubeam la modul ăsta de îndrăgosteală, să zic, uite, îmi place, un bărbat frumos, un bărbat, nu știu, care să mă atragă măcar dintr-un punct de vedere. Și povestea a început, am venit și m-am mutat aici, dar n-am putut să mă opun să nu vin aici. Pur și simplu, nu, ceva mai presus decât mine m-a împins să fac alegerea asta. Toată lumea zice că ești nebună, nu se poate. Ce intri tu în relația asta, că nu vă potriviți, sunteți total pic și poc, ca să zic așa. Și totuși, eu am rămas în această relație, sunt și acum, însă nu reușesc să fac această supunere față de un om pe care eu îl consider că încă mai are de învățat, ca să ajungă la un anumit nivel, eu învățata din mine, deci partea asta de superioritate, cumva, că încă mai trebuie, nu reușesc să fac această supunere. Deși, dimineață am venit în Iași să mă întâlnesc cu Gabriela, sunt împreună cu Lavinia și i-am spus, uite, o să merg în Iași, să mă întâlnesc cu fetele, e ok și pentru tine? L-am întrebat, ceea ce altădată n-aș fi făcut-o. Deci s-a uitat la mine, cred că a crezut că am făcut un AVC, ceva de genul, că nu i-a venit să creadă că îl întreb așa ceva. Și nu mi-a fost foarte greu să-l întreb lucrul ăsta, dar la mine încă nu s-a produs nu știu, acea înțelegere 100% că ar trebui să fiu atât de supusă unui bărbat. Și vreau să te întreb pe tine, care ești extraordinară din punctul ăsta de vedere, ești un exemplu pentru mine și o inspirație, cum aș putea să fac eu mai departe? Păi, ai două variante. Ori să înțelegi că ți se dau relații și situații ca să suferi, pentru că neacceptarea din tine, cumva, care este normală sau naturală, sau e foarte mare, la cote mari. Adică tu nu reușești aceste lucruri și atunci cumva sunt împinse către tine situații care te fac cumva să suferi și te fac cumva și neputincioasă, cumva, pentru că tu, într-adevăr, în mod autentic, să zic, autentic, tu poți să faci ascultare, să zic, doar în anumite condiții sau cumva condiționată.
nu chiar o ascultare din asta liberă, așa. Aia, pot să zic bine, greu ascultarea aia, nu e o treaptă așa, țac-țac. Eu în locul tău nu m-aș îngrijora foarte tare, dar aș încerca cât pot să manifest așa mecanic, mecanic, că nu e autentică în prima fază, dar mecanic, comportamental, să-mi accept această situație, să manifest poziția de locul 2, care inautentică, cumva, ca să dau acest semn că încep să mă pregătesc să înțeleg. Încep să mă schimb, încep să mă pregătesc, încep. Nu te ține, cred că, nimeni acolo cu forța la nesfârșit. Lucrurile se vor modifica, însă cred că tu trebuie să ai această înclinație și e foarte frumos că te observi și ești sinceră și zici, măi, eu nu pot chestia asta încă, nu pot. Cumva asta echivalează, din punctul meu de vedere, că trebuie să sufer. De ce? Pentru că nici eu n-am putut. Eu cât timp n-am putut, va trebui să sufer. N-am putut. Pur și simplu, mi s-a părut injust, anormal, nedrept, nefiresc, nu știu. Și atunci așa a fost că a trebuit să suferi. Cumva încet, încet, încă o dată zic, asta e părerea mea, să încerci să dai semnul acesta, că poți să faci acest lucru și față de, adică să nu fii atâta de îndărătnică sau de pasională, să zic așa, sau de super logică. Pur și simplu să te comporți și cu acest om ca și cu unul căruia îi te supui. Deși el nu reprezintă o autoritate pentru tine, că el nu reprezintă, de fapt, în mintea ta, el nu este o autoritate și tu să te supui liber și așa mai departe. Nu știu dacă ți-am răspuns, că aș vrea să fiu mai concretă, să nu bat când zic. Înțeleg ce mi-ai spus. Mi-e greu să mă supun, să fac un lucru forțat. Eu nu pot să practic ceva. Da, știu. Dacă nu vine de undeva, uite cum s-a întâmplat astăzi dimineață, știi, să simt lucrul ăsta, atunci nu știu, mi se pare că e un fake și eu mi-am pus atâtea măști, făcând atâtea cursuri de dezvoltare personală, să învăț cum să fiu perfectă, să zâmbesc, să nu știu ce, mi s-ar părea că nu mai pun o mască acum să fac lucrul ăsta. Deci nu știu, e peste, nu știu dacă E nu iese, știi, eu inautentic pentru tine. adun frustrare în mine care după aia se manifestă atât în mine cât și în jur, adică creez așa o furtună, eu mă cunosc. Știu că programul ăsta, cred că îl am cumva, eu am crescut în casă, mama mea fiind o femeie mai puternică așa și cumva la față de tatăl meu n-a avut o atitudine atât de smerită, atât de că uite, taică tu nu poate, că nu știu ce, știi, cumva îl vedea pe el un ajutorat, așa, nu știu. Și cred că e un program pe care l-am moștenit, o chestie pe care am auzit-o foarte des în familia mea. Și mie sunt supunerea cu ceilalți, dar cu bărbatul din viața mea, aici este marea mea provocare. Da. Ce să spun? Pentru că, încă o dată, noi trebuie să ajungem să facem autentic. Asta apreciezi tu singură, exact, și dacă nu, totuși va trebui să reușești cumva, adică să găsești bărbatul care să te domine, cumva să fie mai puternic decât tine, să te încalece, dar tu să ai atâtea motive de apreciere și de îndrăgosteală, să zic așa, sau așa, astfel încât această chestie să-ți fie, cum să zic, ușor de dus, adică să o accepti și să vrei să te schimbi în așa măsură și așa de dragul celorlalte lucruri. Tu n-ai celelalte lucruri și atunci de aia, înțelegi? Adică în persoana asta, efectiv. Și atunci, dacă ăsta e momentul tău actual, trebuie să fii aici, încearcă să manifesti cât poți, inautentic, așa cum e, o zi, două, trei, o lună, inautentic. Însă eu cred așa, în general vorbind, că noi avem nevoie de o autoritate masculină care să ne încalece. Pentru noi, unul care este mai slab decât noi sau așa spui, suntem de ajutor, îl ajutăm, devenim și mămici, și surori, și nu știu ce, dar totuși el trebuie să fie o autoritate peste noi, combinată cu niște calități care noi le adorăm. Și atunci el, de fapt, cu o mână ne bate. Înțelegi? Adică cu o mână ne supune, ne bate, ne corectează, ne, dar pentru celelalte lucruri noi ajungem să facem supunerea cumva autentic. Nu o să o mai facem așa că trebuie și că nu știu ce. Dar până acolo,
Tot timpul suntem puse cumva în situații din astea care să ne fie neconforme, să ne aducă suferință, sunt așa cumva ca niște accidente din astea. Adică parcă accidental ne trezim pe acolo dintr-un accident și iar în urma acestui accident trebuie să suferim, că nu e bine cumva. E, accidente din astea, cum să spun, ele nu sunt, hai să zic, întâmplătoare. Și această chestie tu trebuia să o traversezi, face parte din experiența ta, poate că îți arată că trebuia să fii mai trează, adică tu trează, foarte trează, să pui limite, să nu accepți sau să accepți, adică să ai un discernământ. Nu așa, uite, știi, m-am simțit și nu știu cum m-am trezit și m-am nu știu ce, adică ca și cum alte forțe te-au condus în situația aceasta, ca și cum dormeai, știi, așa, sau nu știu cum, și cumva te-ai trezit într-un punct destul de avansat. Dar încă o dată, asta vreau să spun, cred că pentru noi asta trebuie să găsim, pe cineva care să ne încalece, să ne bată cu o mână, dar în același timp să găsim acolo niște calități care să încline balanța, să nu plecăm, cum ar veni, să ne fie drag, să ne placă, să apreciem niște calități și atunci supunerea aia, oricât e de corectoare și ne vine greu și n-am făcut-o pe neam și așa mai departe, o vom practica cumva. Dacă nici nu are autoritatea necesară, da? Adică nu are o autoritate în ochii tăi și nici nu există, cum să spun, acele două, trei calități care să te atragă extraordinar de mult, atunci ți-e mai greu. Dar nu-i nimica. Asta este situația prezentă. Nu încerca să o modifici într-o secundă. Înțelege-o, că are un sens. Sensul este probabil să-ți arate că nu erai foarte trează, n-aveai foarte mare discernământ, adică n-ai avut un discernământ să-ți dai seama, mă, până unde ajut, de ce ajut, continui, nu continui, adică să știi cumva dinainte că ar trebui să intri într-o relație în care să poți să te supui. Adică, mă, este asta relația în care eu voi putea să practic supunerea? Și tu, dacă îți puneai întrebarea asta mai de mult, acum 3-6 luni, nu știu ce, ți-ai fi dat seama că nu. Încă de pe atunci, știi, dar nu ți-ai pus întrebarea asta, probabil. Atunci, de aceea te-ai trezit în ea, dar nu ți iese. Nu e autentică. Cristina, nu mi-am pus întrebarea, dar el murea și atunci am fost pus în situația Da. de a alege. De Și a eu am zis salva așa, ceva, da, da. am ales cumva un sacrificiu, am zis că eu oricum o să rezist pentru că sunt puternică și reușesc, cunosc atâtea lucruri, zic că o să fac față, o să văd pe parcurs ce se va întâmpla. Situația este, după un an și ceva, este cea pe care am relatat-o. Și chiar m-am uitat, apropo de ce spuneai tu, și înțeleg foarte bine, ai perfectă dreptate. M-am uitat la îmblânzirea Scorpiei acum 3 zile, 3 seri, cred. Filmul făcut după William Shakespeare, după piesa lui William Shakespeare, cu Richard Burton și cu Liz Taylor. Și mă uitam acolo că era într-adevăr între ei se crease așa o chestie de, cum spui tu, această autoritate, dar ea într-adevăr era îndrăgostită de el, adică se vedea clar că îi place, chiar dacă el cumva încerca să o corecteze indirect în ceilalți. Și chiar m-am uitat de curând, care a făcut sens foarte mult pentru mine acea piesă pe care am văzut-o. Da. Mulțumesc mult, Cristina. Cu tot dragul. Lavinia. Lavinia. Lavinia are. Nu vrea să vorbească. Ea este foarte timidă. Asta este realitatea. Mare, tu știi că eu nu pot să te mint și ce să zic? Îi Am pasez înțeles. Da. telefonul sau. Am înțeles. Să atunci, O Gabriela. lăsăm, da? Da, o lăsăm. Da, Gabriela. bine. Gabriela. Da, am ajuns la fel. Suntem în mașină acum. O întrebare. S-a închis sunetul. S-a închis sunetul. Ok, da. Chiar aveam o întrebare ieri pentru Cristina. Ce înseamnă să fii femeie autentică, Cristina, cu adevărat acum?
Să fii femeie autentică e o chestie foarte completă. Adică este, înseamnă să faci supunerea cu bucurie, să poți ușor să nu te frustreze, să nu te doară, să poți ușor să fie singura chestie care ai vrea să o faci. Adică să nu concepi altfel să-ți fie ușoară supunerea. Să fii femeie înseamnă că trebuie să ai o dedicare totală pentru ceilalți, adică suntem aici cumva ca să slujim și să nu așteptăm nimic din jur, cumva o dedicare față de tot ce e în jurul nostru. Să fii femeie înseamnă că în căminul tău, acasă la tine, trebuie să fie totul într-o rânduială absolut perfectă, ca și cum urmează ca în următoarea oră să plecăm din planul ăsta și este totul curat, aranjat, perfect, fără niciun fel de lucruri rămase așa cumva atârnând într-un fel. Să fii femeie înseamnă să fii modelul care lipește lucruri, lipește relații, lipește oameni între ei, lipește, adică vine cu lipiciul ăla care cumva unifică tot, adică ca și cum ești responsabilă sau suntem responsabile să ținem cuplu, să ținem familia, să lipim acele lucruri, știind cumva că vor fi forțe care vor să le destrame. Adică cumva asta înseamnă. Apoi să fii femeie înseamnă să ai o credință absolut nebună, nebună, adică să te lași, să accepti, să îngădui, să cu cât mai mare e puterea asta, cu atât mai frumoasă e, cum să spun, exprimarea noastră ca femeie, așa. Asta, să te lași. Și încă o dată, sunt niște lucruri care le vorbim, dar sunt lucruri destul de dificile. Apoi să ai o căutare ca femeie, adică să ai preocupări, să se vadă clar cumva care sunt preocupările tale, ce fel de femeie ești, ce predomină la tine. Adică, ok, ne și îmbrăcăm frumos, trăim curat, trăim bine, dar ce predomină? Predomină căutările mele legate de suflet, am o cunoaștere legată de educație, de autocunoaștere. Să fii femeie înseamnă să știi să stai singură. E foarte greu lucrul ăsta, să știi să stai singură. Adică e un lucru care... Dar nu numai să știi, să-ți fie bine în poziția aia, fără să cârii, fără să mârii, să fii efectiv tu cu tine și să mulțumești așa în acea poziție. Să știi să te desprinzi, să știi să rabzi, să suporți. Pentru că în dimensiunea asta, încă o dată spun, ca femei, noi suntem foarte încercate. Da, avem o cantitate de energie mai mare, avem, dar cumva și pretențiile sunt foarte mari de la noi. Și atunci asta cred că înseamnă să fii femeie. Da. Spuneai ceva legat de a te îmbrăca frumos, a te îmbrăca frumos în casă pentru bărbatul tău sau și pe stradă, la locul de muncă sau unde ești? A te îmbrăca frumos pentru mine înseamnă a te îmbrăca civilizat, a te îmbrăca civilizat, fără nicio dorință de a ieși în evidență sau așa, dar cumva să se vadă în îmbrăcămintea noastră o purtare de grijă, o atenție, adică sunt îmbrăcată, acoperită, îmbrăcată civilizat, adică am aruncat un ochi cum ies eu, nu frumos în sensul de la modă sau frumos în sensul că atractiv, frumos în sensul de organizat, curat, în regulă, așa, ca și cum, cum să spun, ca și cum nu e un subiect care mi-a scăpat, adică e haotic. Pentru că la femeie trebuie toate subiectele să fie bine atinse. Și avem multe sertare din astea. Și acum, pentru asta cu îmbrăcatul, clar că noi trebuie să ne îmbrăcăm exclusiv pentru bărbatul nostru. Noi doar cu el avem treabă. Nu există nimic altceva. Și asta e o chestie care se educă și așa mai departe. Însă cred în acest soi de îmbrăcat decent și cumva urmărit. Adică analizat, așa cumva, într-un fel anume, într-o purtare de grijă cumva și nu într-un balamuc în care ne îmbrăcăm. Adică am și o, hai să zic, o minimă inclinație către lucrul ăsta. De ce? Pentru că, încă o dată, curățenia noastră interioară
trebuie să se reflecte în tot. Tu nu poți să fii curat la interior ca om și să-ți fie vorbele murdare sau hainele murdare sau casa neîngrijită, că toate te reprezintă. Adică pe mine, dacă cineva vrea să mă vadă, trebuie să se uite și în sertare la mine și în poșetă la mine și cum arăt eu și la absolut tot. Adică toate lucrurile, tot exteriorul mă reflectă, cum ar veni, tot ce este în jurul meu vorbește despre mine. Și atunci asigur că acum na, vorbim de exterior, dacă reflectă interiorul, nu poți să ai un interior curat și un exterior haotic. Dar trebuie să fie totul simplu, foarte simplu. Mă mai auzi, Gabriela? Da, te aud, Cristina, da. Ai mai spus un lucru interesant, că tot când trebuie să pregătești totul ca și cum ar trebui să pleci în secunda 2 de pe planeta asta, deci să fie totul în ordine. Bănuiesc că ai vrut să spui legat și de relații, de absolut orice, deci să nu Da. pleci un păcat de pe lumea asta, cum se zice. Da, absolut, cu asta aș începe. Ai exprimat foarte bine, ai surprins, adică foarte bine, cu asta aș începe. Absolut împăcați cu toată lumea, dacă nu putem fizic, direct, așa, nu știu de ce, că nu ne acceptă, să zic, sau că nu mai avem contact, sau nu știu de ce, facem interior, noi cu noi. Spunem, ok, gata, sunt împăcată, nu te-am iertat neapărat, că nu ne-a făcut nimeni nimic, de fapt, dar sunt foarte împăcată, ca și cum pleci cu omul ăla de mână și dai socoteală față de Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, de comportamentul ăla. Deci împăcați cu absolut toată lumea din neamul nostru, cu cei din familia noastră prezentă, cu cei, adică fără nicio urmă de resentimente, fără resentimente, fără nimic, împăcați și cu toate lucrurile aranjate, cu nimica lăsat pe mâine, cum ar veni, așa, cu nimic din toate sectoarele astea lăsat pe mâine. Cristina, vreau să te întreb, apropo de relațiile din trecut, în care nu am reușit să facem pace cu anumite persoane, da? Suntem în faza actuală. Atunci, cum rezolvăm situațiile din trecut? Pentru că oamenii poate mai sunt, poate nu mai sunt în viața noastră, în apropierea noastră, poate sunt Da. atât de depărtați. Cum facem noi ca Facem să în gândul echilibrăm? nostru. Facem în gândul nostru și foarte scurt, adică nu stăm prea mult acolo, dar efectiv în mintea noastră, în gând ca și cum îi așezăm înaintea noastră și zicem, am înțeles că am avut o legătură cu tine, am înțeles că am avut o treabă împreună, ca un contract. Am înțeles, cumva sunt de acord cu ce mi-ai făcut, am înțeles lucrurile alea și cumva te eliberez, nu știu, că nu că te iert, că nu ăsta e sensul așa, dar pur și simplu am înțeles, mi-a fost de folos, ai făcut ce puteai face în momentul ăla, îmi era de folosință și acum mulțumesc și gata. Mulțumesc, mulțumesc pentru lucrurile alea horror, că toți ne-au făcut horror, dar noi cumva le eliberăm. Pentru că ei toți au avut un rol la noi. Deci, încă o dată spun ce spun mereu, noi dormeam. Noi dormeam, dormeam, dormeam în papuci și atunci Dumnezeu, prin toate mijloacele, prin alți oameni, prin situații, prin încerca să ne trezească și a găsit oamenii ăștia care și-au asumat roluri din astea dificile pentru ei, cumva și grele, oglinzile astea, să ne facă nouă niște mizerii, să zic așa, în ghilimele, sau niște dureri să ne provoace și am mâncat din viața lor. Noi am mâncat din viața lor și din zilele noastre, din zilele lor în timp ce dormeam. Așa cum erau ei. Și atunci, încă o dată spun, dacă au murit sau nu ne acceptă în preajma lor, să le zicem, mă, aș vrea să ne împăcăm măcar pentru un minut, nu trebuie să continuăm, nu trebuie să mai fim în legătură sau ceva, aș vrea să știi că, cum să zic, mi-a fost de folos întâlnirea cu tine, am înțeles-o, am acceptat-o așa cum este și vreau să o, cum să zic, să o eliberez, să o închid. Am înțeles. Și atunci asta putem face și fără să ne ducem către oamenii ăia, că dacă aș zice că să ne ducem, e poate unul din lucrurile cele mai grave de pe pământ. Să te duci la nu știu cine pe acolo și zice că nici nu ești normală sau îți dă cotigaie în cap, știi? Adică, cumva, această împăcare, noi trebuie să o facem cu un sistem întreg. Oamenii ăia au avut roluri, au, nu știu cum să spun, pentru Da. că, încă o dată,
Da, că în fața noastră a fost Dumnezeu, de fapt, care și-a luat un anumit rol care să ne ajute să vindecăm ceva la noi, de fapt. Da, Deci și noi n-am înțeles lucruri și am atunci. continuat și am furat din zilele altora. Oamenii aia, într-adevăr, atunci puteau să se bucure, ori cu noi, că puteau să se bucure și cu noi. Nu e problemă dacă noi eram trezite. Se putea. Era o frumoasă interacțiune. Dar se puteau bucura în altă parte. Și atunci asta este când furi zilele altuia, hai să mă exprim așa, este ca un atac la divin. Adică viața i-a fost dată acelui om nu ca să fie corectorul tău. A fost dată ca să se bucure și el de experiența de aici, pentru că scrie bucurați-vă. Fiecare are dreptul ăsta și nu să-i ținem noi legați pe oamenii ăștia să își ia rolul și să ne corecteze pe noi că avem chef să dormim. Dar nu, în lucrurile astea nu e nimeni de vină. Totul este să înțelegem. Da. Am și o întrebare aici. Da. Așa, în imaginație, ce trebuie să facă femeia ca să-l chinuiască mai mult pe bărbat? A, știe ea. Să ne spunem și nouă, ca să putem să vedem. Să Știe, învățăm, că știe. noi poate nu ne dăm seama. Ce face femeia ca să chinuiască mai mult bărbatul? Să-l țină în control. Stai, să vedem, să ne zică Cristina. A, Cristina, ok. Femeia trebuie să conducă, neapărat. Dacă conduce ea, îl chinuie. Deci, să conducă, să manipuleze, să aibă planuri, să aibă idei fixe, să fie intolerantă, să fie categorică, să-l pună la munci din astea de femeie, să-l pună la munci feminine, să-l pună, nu știu, să crească copii, să stea așa, adică mai mult decât trebuie, vreau să zic, că sigur că trebuie și bărbatul puțin, dar să-l pui așa pe el, ca pe o servitoare așa, să-l pui pe bărbat să facă lucruri pentru care tu ai fost creată să le faci. Adică, din punctul meu de vedere, na, asta trebuie să facă. Să se îmbrace frumos și să atragă privirile tot timpul ale altora, să-i facă în ciudă, să îl scoată din sărite, să-l neliniștească, permanent să-l neliniștească, să-l amenințe. Neapărat să-l amenințe, trebuie să-l amenințe tot timpul cu plecarea, cu instabilitatea, cu divorțul, așa să-l amenințe. După aceea, nu știu, să-l înfometeze, ce știe și ea, la ce se pricepe. Asta trebuie Cristina, să mai facă. zici și cum le facem în capul nostru ca să ne trimite ea la psihiatru. Da. Teodora, ce mai face bărbatul? Ce mai face femeia? Păi îmi și imaginează niște lucruri despre bărbat. Mai cu paranoia din aia de dinainte. Ea Pe care... întotdeauna are dreptate? Că întotdeauna are dreptate și își imaginează așa un eu și cum îi dă o palmă. Mamă. Și cum? Da. Așa eram, așa eram. Și pune condiții? Și pune condiții, cum îl strânge de gât. Săracul e ca la armată acolo. Are un șef. Așa e Cristina, are un șef. Păi da, și armata aia se termină, adică și Dumnezeu a lăsat-o limitată, știu că nu poate omul să stea așa, un bărbat să stea cumva așa, dar poate are neșansa să intre într-o armată la noi, nelimitată, adică îl tocăm de s-a încheiat. Da, să aibă pretenții, sigur că da, multe, multe. Dar trebuie să vorbim puțin la un moment dat și despre ce trebuie să facă bărbatul, pentru că ajungem în extrema asta în care... Știu că ție îți place șocul și vrei să ștergi cu noi pe jos și să dai de garduri cu noi și nu știu ce, bine, dar să zicem și despre el că nici el n-are toate jucăriile acasă mereu. Adică și el are niște responsabilități, cumva. Nu cu el începem, noi cu noi începem, noi trebuie să ne schimbăm, dar și bărbatul este chemat în viața asta să aibă autoritate, să se impună, să se înțelepțească cumva, să fie înțelept. Adică dacă deschid televizorul, toți bărbații vorbesc numai prostii. Nu facem împărțiri, dar cei la televizor ne ia de cap și atunci zicem unde e înțelepciunea acestor bărbați, unde este autoritatea lor, Păi unde are este... voie să aibă autoritate? Când are voie? Așa ai spus înainte.
Păi tu m-ai întrebat în situația cealaltă în care nu-l lăsăm. N-are voie, dar trebuie. Da, n-are voie, dar trebuie să aibă. Eu Să-și înțeleg că trebuie, dar procure. poate că nu poate. Nu știu, să facă tot posibilul să iese. Să se ocupe și el puțin. Hai că am aruncat cu găleata, cu apă și cu noroi pe noi de dimineața până seara în toate binarile, dar aș vrea să zic să se ocupe și bărbatul, să ne încalece, să ne asigure ce avem să ne asigure câte ceva, ca să nu plecăm noi, să nu-i convină că ne luăm două, trei servicii, să nu-i convină, să nu ne lase. Că la câți dintre ei nu le convine? Și stau femeile cu câte două, trei servicii și nu mai știu de capul lor și bărbații se bucură. Păi cum să faci supunere în fața acestor exemplare? Că totuși, adică am o luciditate cumva. Deci eu sunt de acord cu supunerea, dar sunt de acord să facem puțin în ambele părți. Noi mai mult, da, noi mai mult, că să am de raiat rău de tot, dar puțin și în partea cealaltă trebuie să vedem niște lucruri. Și Marius, știu că o să-mi zică schimbați-vă voi prima dată că ei se schimbă. Asta este foarte adevărat. Este foarte, foarte adevărat. Când noi ne schimbăm, ei se schimbă. Dar ca un principiu general, totuși Dumnezeu a lăsat cumva câteva indicații și pentru partea masculină. Adică au obligația să corecteze, să corecteze non-stop, să ne corecteze, eu vreau. Eu vreau să ne corecteze tot timpul, dar vreau să văd puțină înțelepciune, o capacitate de a se desăvârși și la ei, așa, adică cumva, cum să zic, până ajungi să-ți placă supunerea asta, trebuie să ai și față de cine să te supui cu drag. Nu față de unul care te bate de dimineața până seara sau, eu știu, nu are niciun fel de preocupare față de, pentru că și bărbatul reprezintă pe Dumnezeu. Nu că și mai ales, nu știu cum să zic, reprezintă și el, este și el chipul lui Dumnezeu și atunci așa acolo. Dar aici, pe grup, vorbim degeaba, că aici sunt bărbați care, într-adevăr, practică, viețuiesc frumos, se schimbă. Îmi place foarte tare pe Nichi să-l aud, transformarea lui, cum este, adică, foarte frumos, foarte frumos, când vedem și bărbați care se schimbă. Da, Marius, poate vrei să mă întrebi altceva, să nu povestesc, să mă îndelunghesc. Teodora spunea că este suficient ca femeia să se supună bărbatului și atunci a intrat agonia în casă. Da. Așa este. Este suficient să se supună. Adică suficient. Este o parte foarte importantă lucrul ăsta. Adică e o parte esențială lucrul ăsta. Dar apoi și femeia mai trebuie să facă alte lucruri. Nu doar asta. Nu doar asta. Are și alte atribuții. Și atunci și bărbatul mai are și alte atribuții. Dar supunerea este regulă. Asta e experiența mea. Adică, nu. Teodora, întrebare. Da, fără supunere, Cristina aici, nu știu dacă putem să le facem și pe celelalte, știi? Da, supunerea e regula și principiul primordial, cum ar veni. Da, Da, și supunerea se urmează și celelalte. Vin celelalte lucruri de la sine, te restrângi și începi și dai, pentru că înțelegi ce este cu adevărat iubirea și fericirea. Și înțelegi că tot ceea ce vrei să faci este ca el să fie fericit. Și atunci am mai povestit că, nu știu, purtând o anumită haină sau dându-mă cu un anumit creion pe la ochi, înseamnă că iau din energia lui și eu nu pot să fac asta, că eu îl iubesc. Dar asta nu înseamnă că dacă îmi cere, nu o să o fac. Uite, eu am scris aici o întrebare. Pentru că sunt și întrebată de foarte multe ori, ce facem cu programele de la strămoși? Că dacă programul nu e al meu și eu nu-l recunosc, șterg și ce fac? Iar programul? Da. Programul de la strămoș o să ne vină în față. Noi ne vom întâlni cu el în realitatea noastră. El ne vine în față. De aceea regula pe care o tot spunem permanent aici este acceptarea mereu. De ce? Noi așa ștergem programul. O să ne vină în față ceva ce au făcut strămoșii noștri. Sună trist pentru că avem de șters lucruri pe care noi le-am făcut deja. Avem de la pe neam. Deci sunt de mult de șters. Și atunci asta este. Acel program va veni din față, nici nu trebuie să știm de el, măcar nu ne interesează să ne ducem în trecut și să vedem al cui este.
pentru că strămoșii noștri, la nașterea noastră, ne-au trimis erorile făcute de ei. Erorile lor există în interiorul nostru și ne vor veni în realitate, în față. Asta este, de regulă asta nu scapă nimeni și acceptarea a tot ceea ce vine din față este cumva guma de șters, radierea cu care noi ștergem. Unii dintre noi avem de șters foarte multe lucruri, alții poate mai puține, dar ne vom întâlni în realitatea noastră cu erorile din trecut. Nu trebuie să le căutăm cu lumânarea, nu trebuie să acceptăm, însă cu cât mai mare e abilitatea asta să accepti toată ziua bună ziua, cu atât mai repede, așa parcă, cum să zic, cărămizi de erori se spulberă, se duc cumva, ștergi mult așa, ștergi, ștergi, ștergi. Da. Așa, cu o paranteză, știi, am observat, ma, nu știu, sfatul tău și experiența ta, că este o linie foarte fină în a încerca și a spune că programul nu este al meu, este de la altcineva, și de a recunoaște că, de fapt, este în noi. Atâta vreme cât în noi simțim furia, ura, lucrurile acestea care ne fac să ieșim și să fim diavol, nu știu cât este programul altuia, atâta timp cât eu îl trăiesc. Deci dacă eu am preluat programul acela și îl trăiesc, nu știu dacă mai pot să mai spun, acum o să spun în termen dual, să dau vina pe nu știu care strămoși din neamul nu știu care, al treilea, al patrulea, al șaptelea, că a venit pe mine. E ca aceeași da. Nestemele, știi? Da, doar că atâta trebuie să știm că el este transmis. Nu-i de dat vina sau nevina, dar cumva o să vedem că sunt transmise. Adică lucruri care cumva nu suntem responsabile sau conștiente sau nu ni le amintim, sunt efectiv niște lucruri transmise. Atâta tot. Ei oricum nu sunt de vină pentru că ei nu puteau face altfel, au transmis ce au putut, lucrurile sunt întâmplate. Încă o dată spun, noi facem în premieră lucrul ăsta dintr-o stare de trezire. Până acum nu erau așa, adică erau șase pe planetă și atunci ei au transmis efectiv și alea sunt lucruri în noi. Atâta timp cât sunt în noi, ele deja sunt ale noastre. Că transmise pe neam sau făcute, nu? Sunt ale mele. Asta deci este. Ale mele. Trebuie doar să mă gândesc că eu sunt tot neamul meu. Atât trebuie să mă gândesc. Deci eu dacă mă gândesc că eu sunt doar eu, așa cum mă văd pe mine fizic, așa în forma asta, eu sunt doar eu și cumva doar culoarea ochilor o am de la tata și năsucul de la mama și nu știu ce și cred că am moștenit doar aceste trăsături exterioare. Nu. Eu am moștenit și niște programe. De ce? Pentru că eu sunt neamul meu. Eu nu sunt doar eu. Și când înțeleg că sunt doar neamul meu, atunci cumva ce era al lor a devenit al meu, acum e al meu, eu îi manifest, îi reprezint și mi-au transmis și aceste programe. Avem multe din astea transmise, dar asta e. Da, da. Cristina? Te rog. Uite, Ariel, Carmen are o întrebare pentru tine, se poate? Te rog. Da. Da, uite, apropo de ce spuneai, mi-a venit acum întrebarea dacă programele astea care vin pe neam cumva și sunt ale noastre și cu cât le rezolvăm din familia apropiată, respectiv mamă, tată, bunici, străbunici, dar totuși există programe de la Adam și Eva sau nu? Ajungem cu curățenia asta până acolo, oare? N-aș putea să spun cât de departe ajungem, dar cumva noi ștergem, nu știu cum să zic, adică dacă să zic eu fac un act de acceptare, șterg, să zic, 1000 de acte de inacceptare făcute dinainte. Adică faptul că eu sunt vie îmi dă cumva o putere atât de mare, că eu fac în prezent vie, trează, conștientă, cumva șterg mult. Acum cât? Da, pe 4 neamuri, pe 6, nu știu dacă până la Adam și Eva trebuie să ștergem, că practic ne-ar fi cu neputință, adică ne băgăm în niște lanțuri de nu mai ieșim de acolo. Dar oricum destul de multe și mai ales dacă cei dinainte au făcut erori la adresa vieții și a iubirii,
a vieții și a iubirii. Adică avorturi, nu știu, a iubirii, au despărțit familii care se iubeau foarte tare și au intervenit acolo și au despărțit sau așa mai departe, atunci acolo a fost o intervenție la adresa iubirii, cum ar veni, făcută de cineva din neamul nostru. Noi am preluat factura și trebuie să o plătim. O să trecem prin situația aia cumva și dacă știm să o reparăm sau facem între timp acceptări, cedări, ne modificăm efectiv, atunci e ca și cum plătim lucrul ăla. Încă o dată nu m-aș îngrijora și nu cred că este până la al 1000 ani am încolo, că nu știu dacă am reușit să facem Da, cam asta ar fi și întrebarea, adică așa venim să ne desăvârșim, dar până la urmă, ceva. Avem până și posibilitatea de săvârșire, adică nu venim și nu avem posibilități, că atunci care-i jocul pe aici? Adică exact. posibilitatea o avem, în sensul că munca noastră se cuantifică cum ar veni, schimbarea noastră, efortul nostru, lipsa noastră de negativitate, de reactivitate, îngăduința, împăcarea, lipiciul ăsta care îl practicăm tot timpul și atunci noi ștergem mult de acolo și suntem eliberați. Dar până nu am șters, suntem sub imperiul unei, cum să spun, unei forțe, să zic, care ne bușește tot timpul. Adică avem viața ca un accident permanent. Zici că e un accident într-una, 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 nici nu știi ce faci, ce s-a întâmplat, ce se întâmplă, de ce e aia, cum e aia. Adică trăim în această parte accidentală, cumva, numai bușeli din astea, ca și cum nimeni nu ne întreabă nimic sau n-am știut despre ce e vorba și trăim prin accident. Când ștergem toate lucrurile alea, deja este ca și cum stăm la masă cu Dumnezeu, adică ne bagă în seamă că ne-am făcut temele, vorbesc metaforic așa, și zice, ok, acum putem sta de vorbă că suntem amândoi treji și vii. Tu nu mai dormi. Când dormeai, nu puteam sta de vorbă, pentru că Dumnezeu este treaz și este viu. Este prezent, este treaz, este viu. Și atâta timp cât noi dormim, încă o dată spun, și nu ne comportăm corespunzător și nu ștergem programele, suntem morți. Degeaba mergem pe două picioare și, eu știu, facem tocăniță sau conducem o mașină. Suntem morți din punct de vedere duhovnicesc și pe Dumnezeu care este Duh, asta îl interesează. Materia și astea alte chestii, nu prea. Am Da, încercat să-ți răspund. mulțumesc. Da, am auzit spunând și ieri, apropo de această trezire și astăzi, că nu suntem treji, nu suntem conștienți, nu facem alegerile corecte sau, mă rog, așa zis corecte, mă folosesc de cuvinte pentru că nu pot să exprim altfel. Facem niște alegeri și nu sunt conștiente. Dar l-am auzit pe Marius spunând că noi suntem practic niște cititori de CD-uri, cumva. Deci, cum destinul nostru și soarta noastră este cumva scrisă, noi nu facem decât să interpretăm un rol. E ca și când aș vorbi de piesa Romeo și Julieta și știm că finalul e că Romeo și Julieta mor oricum, oriunde te-ai uita, că te uiți la Teatrul Național din Iași sau din București sau Teatrul Vic din Londra, adică e același final. Și mă întreb tu ce părere ai despre asta? Da, eu cred că aș împărți în două cumva subiectul ăsta, adică tema principală a vieții noastre este să ne trezim și să învățăm iubirea necondiționată. Deci e o temă generală scrisă cumva, un principiu mondial, cosmic sau planetar. Dar e adevărat că până la momentul trezirii noastre efective, totul este cumva scris, jucat, întâmplat, făcut nu știu ce. Dar de la momentul trezirii noastre, cumva, eu parcă așa văd că avem o șansă la adevărata bucurie a vieții. Adică cu adevărat ne bucurăm, cu adevărat suntem vii, cu adevărat trăim, nu neapărat ce noi ne scriem sau ne creem, dar trăim ceea ce ne-am fi dorit de fapt cu toții de mult. Nu știu dacă mă exprim exact. Deci cred că da, este totul scris pe un CD până când ne trezim. Când ne trezim, suntem la fel de conduși, duși, așa mai departe, însă trăim o experiență foarte, O nu să te știu, întreb cred că ceva despre da. care trezire vorbești, pentru că dacă mă uit la mine personal, aș spune că astăzi, în 2023,
sunt mai trează decât am fost anul trecut sau astăzi decât ieri, cumva. Adică observ și la mine această capacitate. Dar despre care trezire vorbești tu, de fapt? La care te referi? La acea, nu știu, iluminare de care vorbesc hindușii, la acea, nu știu, la care da, trezire? La o trezire care înseamnă că ești cumva, cum să spun, trează sau atentă sau așa, pe minute. Aia, o trezire generală, cum ar veni, adică nu o trezire, pentru că noi avem, să zic, un moment inițial al trezirii noastre, dar cumva pierdem contactul cu realitatea, de așa că parcă iară suntem în vis, parcă iară adormim, parcă iară, adică te trezești, da? Dar nu de tot. Și atunci e o perioadă intermediară, dar la un moment dat te trezești de tot. Adică e foarte puternică prezența acelui har în noi și atunci suntem treji de tot. De tot, de tot. Adică pe secunde, cum ar veni. Pentru că aici se ridică o altă întrebare, că de fapt timpul nu există, deci atunci când nu sunt atentă, sunt într-un trecut sau poate într-un viitor. Dar, tu vorbești probabil de a fi prezentă în momentul ăsta, aici, adică nu sunt în filmele mele, de, nu știu, din trecut sau din viitor. Unesc toate timpul, timpul dispare cumva. Da, dar când suntem treji complet, dispare într-adevăr, dar suntem foarte prezenți în momentul acesta. Și noi o să observăm că această stare nu ne este nici cunoscută și nici ușor de atins. Este o stare care este un dar, cum ar veni, pentru că nu putem, efectiv nu putem, adică chiar cu efort sau fără efort sau nu știu ce, efectiv mecanic, plecăm în trecut și în viitor, plecăm, plecăm, plecăm. Deci dacă putem să stăm, nu știu, 10 secunde sau 15, unii un minut sau două și plecăm. Și asta înseamnă că încă trezirea nu este completă, cum ar veni. Adică este o trezire parțială, este, și atunci asta cumva trebuie, hai să zic, desăvârșită, această trezire în care ești permanent în acest moment, care de fapt cuprinde și trecutul și viitorul. Sunt același lucru, dar să fii aici, să nu fii, cum să zic, pendulat între dimensiunea trecută și viitoare. Pentru că chiar dacă nu ești, să spunem, nu trăiești în trecut sau în viitor, cumva noi vedem că timpul trece. Vine cineva și spune, oh, dar suntem în 2023, sau vezi un afiș, sau mai știu ce, sau vezi că ți-au mai ieșit niște fire albe, sau vezi că nu mai arăți cum arătai acum 20 de ani sau 15 de ani, cumva timpul trece. E în firea lucrurilor, cumva, aici pe pământ, în dimensiunea asta. Adică pare așa, cumva, paradoxal, sau cumva, nu știu, SF, să spui că timpul nu există în condițiile în care noi vedem că totul e mișcare și totul se schimbă, inclusiv noi. Da, oricum, cum să spun, în dimensiunea asta divină despre care vorbim, acolo timpul nu există, dar noi încă nu avem capacitățile, nici eu nu vreau să mă erijez acum în cineva care știe lucruri și exprimă niște filozofii, că nu e cazul, efectiv, dar timpul nu există. Cum se exprimă și cum nu? Noi aici nu putem înțelege lucrul ăsta. Efectiv, nu, nu. Cum nu putem înțelege multe și poate nici nu trebuie să înțelegem mult prea multe, că intrăm în niște, pe niște tărâmuri care nu ne ajută. Bine, mulțumesc. Cu drag. Teodora. Cristina, pot să revin doar puțin la partea cu programele. Uite, am pe cineva aici pe Telegram care mă întreabă ceva și sunt convinsă că o să o ajute foarte mult răspunsul tău. Mă întreabă dacă este suficient să facem acceptarea la tot ce ne vine din față sau e necesar să mergem să scormonim sau să scriem să unim opusele. Nu, e suficient să facem acceptarea. Pentru că și e cea mai grea. Nu suntem în stare, Cristina, când nu suntem în stare să facem acceptare, când simțim starea de neliniște. Deci când apare starea de frică, de neliniște, atunci punem opusele și inversăm și facem și scormonim? Da, da, ca un accesoriu. Dar întrebarea era, este suficient să acceptăm? Da, este suficient, doar că nu putem. Dar este suficient. Știi că s-a putut câteodată egotic vorbind să ne dea impresia că nu i-am acceptat. Dar acolo înăuntru nostru ne scormonește ceva. Și dacă simți acolo că ceva te scormonește, nu știu cum să zic.
Uneori nici unind opusele nu poți repede. Deci pentru anume situații poate trebuie un an, să zic, sau 6 luni, vorbesc în termeni de ăștia pământeni așa, ca să le accepti. Marius știu că nu este de acord cu lucrurile astea, el acceptă instantaneu ca și laserul și nu. Dar noi, având, cum să spun, partea asta pătimașă, sensibilă, umană, nu știu cum să spun, pentru unele situații sau unele așa, uneori ca să acceptăm cu adevărat, complet, autentic, de adevăratele, cu bucurie, habar n-am eu cum, complet, ne ia mai mult timp. Pentru că noi zicem, ok, acceptăm. Eu știu lucrul ăsta, cum ne manipulăm. Accept, bine, accept, perfect. Dar în noi, o drăcovenie mică nu se împacă. Nu, 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 O nu, 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 drăcovie? O adică, drăcovie? da? Dar tata nu acceptă și nu se împacă, nu, 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 nici într-un caz, adică, Drăcovenie? Pentru că, na, suntem puși tocmai Găsește să... motivele. De asta e așa, că mi-ai spus aia de asta, cum se întâmplă Da, așa? Și da, da, faci da. versul iarăși și faci versul iarăși să îi spui, la asta mă gândesc mâine, uite, n-am chiar să te bag în seama astăzi. Da, dacă știm despre lucrurile astea, parcă, uite, râdem mai repede de ele, că efectiv le recunoaștem și la noi, cum vine forța aia mică interioară și zice nu, de ce să accept? Pentru că nu este corect. Nu este Drăcovenia. corect ce mi s-a întâmplat. Drăcovenia. Drăcovenia. Da, zice nu este corect ce mi s-a întâmplat. La un moment dat Cristina. m-am gândit la... scuze-mă, Simona, tu vorbeai? Da. Da, spune, scuze-mă. Ajută-ne să înțelegem cum facem noi când vine cineva din față și ne cere, deci orice ne cere, noi trebuie să acceptăm. În prima fază, da. Mai Pentru că ales e. omul străzii. Da. În prima etapă, da. Pentru că eu totuși susțin că trebuie să ai un discernământ, adică trebuie să, cum să zic, orice îți cere, nu orice îți cere și de 1.000 de ori și de 2.000 de ori și nu știu ce. Adică atunci ar fi foarte ușoară calea asta. Că tu numai trebuie să stai toată ziua, de fapt, calea Păi, presupune. cum să accept orice? Păi da, tocmai Eu zic, asta da, este. ok, Da. dar cum să Da. accept orice? Asta este, că trebuie să ai un discernământ. Eu am vorbit mereu în bine, trebuie să ai un discernământ. Adică, hai să luăm concret. Uite, omul ăsta al străzii care vine la tine să Da. zică, vine odată și îți cere ceva. Trebuie să-ți pui o întrebare, să înțelegi că e un mesaj acolo, că într-adevăr trebuie să dai. Deci, dacă îți cere, tu ai o plată de făcut, da? Bun, Da. atunci, în momentul ăla, trebuie să înțelegi, mă, trebuie să văd dacă este realist ce cere el. Pentru că dacă el spune, dă-mi-l pe soțul tău, înțelegi, să plec cu el, nu știu, e Nu. nerealist. Adică, na, trebuie să înțelegi altceva. Și tu îl dai ca să scap de el. Da, Nu. Nu. Nu, i-am zis că dacă are nevoie de ceva, de ajutor, de ceva anume și pot să-i ofer, să apeleze. Perfect, ai Atât făcut i-am bine, zis. gata, da, el va apela, dacă va apela, trebuie să ai un Da. pic de discernământ când apelează, să vezi dacă este cumva, dacă e justă cererea lui, dacă nu este exagerată, dacă tu poți să o îndeplinești lucrul ăla, adică nu te pune nimeni să faci acum lucruri fără discernământ, cumva, dar sensul este să mergi către slujire, să mergi către ajutare, deci asta e direcția noastră, dar nu așa la un mod absurd, cum ar veni, păi cine Da, încurajează da. lucrul ăsta să n-ai discernământ, dar ori de câte ori este o cerere, hai să zic acceptabil, așa, sau normal, sau să o faci, să te preocupi să o faci, știi? Adică Da. orice îți cere, mai ales, eu aș încuraja să facem această slujire și dăruire cu timpul nostru, cu atenția noastră, nu cu bani. Adică deja când vine și îți cere bani, ok, o dată, de 2 ori, de 3 ori i-ai dat, punct. Se închide acest lucru. Deci noi nu suntem responsabili aici să ștergem programele și să nu știu ce. Nu pentru asta suntem pe aici. Deci odată, Nu de mi-a două ori, de cerut trei ori. nimic. Culmea că nu mi-a Nu, cerut nimic. nu ți-a cerut. Perfect. Însă, să nu te dai în spate, de exemplu, de la acorda din timpul tău, din atenția ta, Da. din grija ta cumva, din cunoștințele tale, dacă ți se, adică cunoștințe în sensul că ce știi tu, ce ai învățat pe aici, dacă ți se cere. Totul vorbim la cerere, la cerere. Păi, mi-a zis că știe, a studiat Biblia de 30 de ani. Și Ăsta e cu de al siguranță meu, vezi?
Ăsta sunt eu. Ăsta sunt eu. Da. Omul ăsta, da. Foarte frumos. Ah, da, oglinda. Da. Da, și știe multe. Multe. Da, știe multe, e foarte informat. Da. Deci, dar, pentru mine, importantă este grija. Adică să ai grijă, să manifesti grijă, ca un fel de empatie. Grijă, empatie, însă toate încă o dată spun cu discernământ. Adică tu nu ești chemat aici la niște lucruri absurde care n-au cap și coadă. Însă, în general, mergem către, ăsta e principiul, mergem către, către dăruire, către slujire, către accept, către. Mergem în direcția asta cu doză de discernământ, da. Da. O să pun o întrebare? Era... Da. Cine este Carmen? Da, Carmen. Eu era. Da. Vreau să întreb dacă există, Marius, dacă există ceva fără discernământ, adică ni se întâmplă ceva fără sens, pentru că dacă stau și mă observ, adică tot ceea ce vine către mine cumva are un sens, poate e ceva ce nu vreau să văd eu, dar are legătură cu mine, e posibil să existe chestia asta? Adică nu știu dacă Iisus ar fi spus nu Cristina. Cuiva. Cristina. Da, eu mă refer așa, că ceea ce vine către mine are un sens. Tot ceea ce vine către mine are un sens, are o semnificație pentru mine, că de aia mi-e de folos, de aia vine către mine. Însă discernământul vine din răspunsul pe care eu îl dau. Deci eu trebuie să am un fel, nu un răspuns mecanic, automat, mai la sfârșit, când sunt mai trează, să zic, atunci chiar e mecanic și automat. Dar altfel trebuie să am un discernământ ca să văd care e răspunsul meu la acea situație. Pentru că, încă o dată, eu nu încurajez absurdul. Adică eu nu pot să încurajez lucrul ăsta că vine și are o prezenție absurdă și, cum să zic, pur și simplu mecanic facem. Eu nu sunt de acord cu mecanica asta. Da. Oare există ceva mecanic? Nu e tot ceva din mine care nu dă drumul la o altă chestie, cumva? Nu e un fel de... Adică, dacă îl privesc pe celălalt ca fiind tot eu, Da. atunci înseamnă că nu mă ajută pe mine, sau... Ba Cum da, altă vizionare? dar funcție de cererea lui, trebuie să distingem un pic, da? Adică să zic că el vine și îți cere să zic ceva... ce să zic, ceva absurd, tu îi spui nu, ăsta este discernământul tău, îi spui nu, dar îți te gândești că tu ai ceva absurd în tine, tu absolutizezi tu ceva, erau lucruri absurde, adică el îți transmite acest mesaj, vezi că și tu faci chestii absurde. Nu înseamnă că tu trebuie să dai curs absurdității lui. Nu știu dacă sunt clară în lucrul ăsta. Deci el dacă vine cu o intenție absurdă sau vine, de exemplu, la tine și spune hai să mergem să ucidem doi copii. Bine, vii cu mine și merge. Tu clar că îi vei spune nu. Dar pentru tine este un mesaj acesta lui. De ce în fața mea cineva se prezintă și îmi cere lucruri absurde? Unde sunt eu absurdă sau neamul meu sau așa mai departe? Și atunci te cercetez un pic. Asta vreau să spun când spun despre discernământ. Pentru că poate o să fim puși încă dată în situații în care ne vine ceva absurd din fața noastră, dar nu cu mesajul de a ceda acelui absurd, că nu aia este, cu mesajul de a ne arăta că suntem treji și înțelegem mesajul. Da? Adică nu fac ceea ce îmi ceri tu, însă înțeleg că mi-ai adus un mesaj. Dar nu putem face lucrul ăla, că e absurd ce îți cere. Acum am dat un exemplu extrem, așa, ca să încerc să explicitez ce vreau să spun. Astea oricum sunt exemple rare, extreme, nu prea ni se întâmplă așa ceva, să nu intrăm în detalii din astea, pentru că de obicei cumva primim petiții din astea care să le putem duce sau să le putem face. Eu am făcut o analogie cu cazul meu, efectiv, când Cristian a venit și mi-a zis dacă vreau să vin să stau cu el, că uite, nu poate, nu știu ce, și atunci a trebuit să fac o alegere. Și am ales să vin. Da. Să stau cu el. Da. Încă o dată, tu ai făcut o alegere din ajutor, din suflet, dar de fapt
ea a fost combinat, nu, cum să spun, scenariul a combinat două chestii, ajutorul și relația. Și s-au combinat astea și tu ai dat răspunsul pe unul, pe celălalt nu le-ai dat autentic. Deci ai combinat două povești, cum ar veni, sau nu știu să explic exact. Deci s-au combinat două povești în mod automat așa și tu cumva răspunsul dat pe Am dat o și răspunsul poveste, autentic. Am dat și da? răspunsul autentic în ceea ce privește relația, dar cumva am așteptat și aștept cumva să mă schimb eu ca să se schimbe el. Da. Nu, la tine e altceva. Nu corespunde criteriilor tale. Da. Asta este, Carmen. Nu corespunde la nimic. Și apare un conflict interior în tine. Ce face? Jerfește așa viața? Deci tu nu ai niciun fel de beneficiu. Teodora, văd că mai ai o întrebare. De ce râzi? Cred că mai aveam una, da, așa este, doar că nu o găsesc. Trebuie să fac un efort. Trebuie să fac un efort, Cristina, ca să-mi aduc aminte că era tot în continuare la ce vorbeam noi și a plecat puțin. A plecat puțin întrebarea. Până te gândești tu, Gabriela. Întrebarea ta care îmi mornește în minte acolo. Se aude până Da. aici. Da, exact. Era legată de avort, Cristina. Tu ai vorbit mai înainte că sunt niște facturi de plătit pentru femeia care a făcut avort. Chiar dacă a fost obligată să-l facă împinsă de la spate și a făcut-o inconștient pentru că nu a avut discernământ atunci, cum plătești într-un fel sau altul? Sau de ce, vroiam să te mai întreb, de ce ajunge femeia la avort să facă avort? De aici asta e prima întrebare, și a doua, cum plătește ea facturile? Da. Păi, încă o dată spun, cât timp trăim sub o parte a vieții noastre așa accidental, fără să gândim prea mult, fără să înțelegem consecința faptelor noastre, adică în mod normal iar nu ar trebui să ajungă la concepție. Adică eu nu am de ce să ajung, normal, normal, adică dacă ești trează, să nu ajung să concep un copil ca să fiu nevoită să-l omor. Mai bine nu-l concep, că nu creez niciun fel de atac, niciun. Deci ea cumva ajunge la concepție dintr-o plăcere, dintr-o nepurtare de grijă, dintr-o, să zic așa, amorțeală în care trăie, dintr-o iluzie. Dintr-o iluzie, fără responsabilitatea maximă în fața vieții. Adică viața este un lucru foarte important, de fapt cel mai important aici, pe pământ. Și atunci puțin irresponsabilă din programe sau manipulată sau de frică pentru că rămâne singură sau îi va fi greu sau așa, ajunge în situația avortului. Plătește, cred că poate să plătească ajutând alți copii, manifestându-și dragostea față. Asta înseamnă pocăința. Ca pe sectorul ăla, tu să te manifeste altfel. Adică ca și cum bine, înțeleg că am făcut-o cumva nevinovat, neintenționat neapărat, nu mi-am dat seama eu chiar exact de consecințe, de ce produc, de nu știu ce, nu mă mai învinovățesc, însă încerc să susțin vieți de copii din jurul meu. Acum nu înseamnă că adopt toată planeta, însă mă uit în stânga, mă uit în dreapta, la, nu știu, nepotul meu, la vecinul meu, la așa, la tot ce ține de copii, și încerc să întreajutorez acolo ca să cumva să dau semn că, hai să zic, m-am pocăit, m-am transformat așa din punctul ăsta de vedere. Adică am înțeles, regret și ies din vină neapărat. Încă o dată spun, asta e foarte important, să nu ne auto-învinovățim niciodată. Am făcut lucruri suficient de grave sau mai puțin grave, parte dintre noi, de plată nu scăpăm, deci să începem să plătim. Așa. Dăruind către un copil, stând cu el de vorbă, nu știu, vorbindu-i despre Dumnezeu și despre ce crede el, că e viața pe aici.
pe planeta asta, plină de monștri și așa mai departe. Și în felul ăsta noi ștergem așa niște lucruri, pentru că Dumnezeu știe cumva că am fost inconștiente sau nu ne-am dat seama de foarte multe lucruri, nici eu nu mi-am dat seama pe care le-am făcut și erori, pentru că dacă ajungi ca, de exemplu, să te domine partea masculină din tine foarte tare, îți pierzi, ești foarte masculină și cumva ne pierdem atunci capacitatea de a discerne și posibilitatea de a, cum să zic, de a acționa corect, cum ar veni, că suntem foarte, foarte masculini. Asta se întâmplă, suntem într-o parte masculină, prea masculină noastră, moștenită, nemoștenită, dezvoltată, luată, împrumutată, societatea, familia, nu știu ce, foarte masculine, mult masculin, și atunci începem și ucidem. Ucidem, efectiv, prin toate mijloacele care putem, cu gândul, cu avortul, cu ucidem, adică facem o chestie care cumva e proprie bărbatului să corecteze, să, știi, să vină cu autoritatea, să, așa. Mulțumesc, Cristina. Cu drag, Gabriela. Da. Uite, Carmen. mai avea o întrebare legată de... Da, nu știu dacă e neapărat o întrebare, am discutat, ne-am întâlnit astăzi toate trei și am discutat la un moment dat. Marius spunea că l-a văzut, cred că nu știu dacă în Șanghela, spunea că l-a văzut pe Dumnezeu ca fiind un bătrân înalt cât un bloc cu 4 etaje. Și eu mi-am pus întrebarea, zic, de ce oare nu fi văzut ca femeie? Sau dacă Dumnezeu are gen, are sex, de ce l-a văzut ca un bărbat și nu l-ar fi văzut ca o Spun eu de femeie ce, sau pentru un că om? inițiază creația. Bărbatul inițiază creația. Fără el nu există. Tu nu existi fără bărbat. În cazul asta, este primordial. Are primordialitate. Pe de altă parte, n-am văzut nicio femeie. Asta sunt. Pe tot parcursul venirii în viață, eu n-am văzut o femeie. Nu am văzut la primul Adam, n-am văzut nicio femeie. Nu știu de unde au apărut. Nu le-am văzut. Dacă mai degrabă știi, apropo, și de ființele astea extraterestre, aș tinde să cred că nu au niciun gen, sunt cumva androgini, adică Ba nu da, tot. am văzut femei la printre ele. Erau femei. Da? Da. Ok. Ei sunt mai slăbuți ca noi, mai micuți, așa ca înălțime, și slăbuți. Dar am văzut femei. Puterea lor este incredibilă, este imensă. Omenirea întreagă o poate bloca mental. Adică să execute ceea ce ei zic. Este absolută. Puterea lor este absolută. Și culmea este că provin de pe pământ. Și culmea este că au fost ca și noi. Numai că au luat o altă direcție, au luat o direcție interioară. Și au dezvoltat capacitățile interioare pe care le avem și noi, dar noi nu le cunoaștem. Dar pe ce planetă trăiesc, Marius? Paralel cu noi. Aici, Știu cu că... noi. Aici, cu noi. într-o altă dimensiune. Da. În spațiul ăsta paralel. Și se pot deplasa în spațiu cu viteze foarte mari. I-am întâlnit pe lună, dar nu au limite. Dacă și eu, un copil, am putut să mă deplasez până pe lună și să vin înapoi pe distanța a 3 stații de trolebus, îți dai seama că și noi putem să facem același lucru ca și ei. Dar nu știm. Suntem blocați cu alergatul, cu Exact, suntem prea mașini și cu preocupați case. de Civilizația firul lor subiectului. nu are bunăstare, nu au comodități și nu împart în bine și rău, caracteristică fundamentală. E un păcat nepăcat, în drept, nedrept, ei nu împart așa ceva, nu fac asta niciodată, nici nu-și permit, pentru că pierd energie subtilă, viteză foarte mare, pe judecată. Deci nu le trece prin cap. Și nu trăiesc în viitor, ca Simona. Ar trebui să vină să ne vorbească, să fie o inspirație pentru noi. Să faci un film despre asta. Doamna Marius, dar e o etapă. Nici eu nu vreau să mă duc. Gândurile. Vin gândurile. Nu vreau nici eu să merg acolo. Gândurile te înconjoară. Le refuz, da. Adică stau și la un moment dat mă întorc în prezent, dar după aceea iar îmi vin altele și consecințe și bla bla bla.
un gând în spatele altuia. Deci gând consecință, gând consecință, asta mi apare. Da, uite, Teodora, aveam senzația că vrei să pui întrebarea aceea. Ai găsit-o? Da, mi-am aflat de ce voiam să întreb pe Cristina, dar e diferit de ce te vorbești acum. Cristina, știi că vorbeai, spuneai că dacă vine cineva la tine și îți spune hai să omorâm doi oameni, treci prin discernământ. Și uite, noi ca femei din Școala Iubirii avem și niște grupuri separate și aș vrea aici să te întreb ceva care ar părea probabil cumva, nu știu, nesupunere sau neacceptare la ceea ce vine din față. Se întâmplă ca bărbatul să vină și să ceară ceva sexual. Nu să numesc, doar niște lucruri care probabil sunt în afara firii, ca să le numim întrual. Eu ce am observat este că dacă suntem în acceptare totală, el își pierde gândul acela și, de fapt, descoperim că în cele din urmă este din interiorul nostru. Însă, dacă totuși noi decidem aici să spunem nu, este ceva greșit? Da, adică în mod normal, încă o dată spun, în mod normal, în realitatea noastră nu ar trebui să se întâmple asemenea pretenții, să zic, sau asemenea cereri care cumva, să zic, țin de nefiresc sau de absurd sau de ilogic sau de nu știu ce. Gândul meu este că, de exemplu, în cazul ăsta nu aș face o acceptare, însă aș face o cercetare foarte, foarte amănunțită cu mine. Care este motivul real, care este sectorul în care eu nu fac ceea ce trebuie să fac, astfel încât sunt pusă în această situație în fața mea. La fel cum, de exemplu, eu nu susțin când bărbatul o bate pe femeie. Deci, pentru mine, agresivitatea asta nu este, adică faptul că are autoritate, că este deasupra ei, însă agresivitatea fizică. Eu nu o încurajez personal, eu nu o încurajez pentru că nu consider că este firească, nu este normală. Noi trebuie să fim în smerenie și în supunere, dar nu bătute. Însă, dacă s-ar întâmpla să zic o dată sau ar fi un minim incident, ceea ce aș face ar fi să-mi fac o foarte mare cercetare. Adică nu că aș îngădui să stau eu 11 ani în bătăliile alea, însă de la prima ridicare de mână serioasă, serioasă, m-aș gândi care este motivul pentru care Dumnezeu a rânduit un asemenea mesaj pentru mine, că îi vine să mă, cum să spun, să mă tortureze maxim, fizic, Orgoliu, efectiv, orgoliu, fizic. orgoliu. Orgoliu, orgoliu, sigur că da. Da, și ura mea Bate care... orgoliu, bărbatul bate orgoliu. Nu, Da. nu dă în femeie, dă în orgoliu. Da, ea să se retragă și să se schimbe puțin, pentru că nu, încă o dată spun, nu încurajăm asemenea manifestări. Da. Eu am făcut ceea ce ai spus tu, m-am dus înăuntru meu și la exemplu pe care ți l-am dat, eu nu la cel cu violența, și am lucrat la inversare și la egalarea opuselor cu motivație. Am înțeles că este din mine, iar următoarea dată când am mai făcut o glumiță și a propus ceva, i-am spus așa: dacă tu asta dorești, eu mă supun că și te iubesc, dar să știi că mie nu-mi face plăcere. Moment în care s-a uitat la mine și mi-a zis nu, nu-mi doresc asta. Și s-a schimbat total realitatea. Deci lucrând la interior s-a schimbat exteriorul. Dar da, legătura era cu exact, ne ducem și ne uităm în interiorul nostru sau spunem nu și atât, riscând să tot repetăm aceeași Nu, situație nu. de sfârșit. Și când spunem nu, trebuie să fie dintr-o stare de maximă compasiune, relaxare. Noi nu putem mai. Deci, noi, dacă spunem pe loc, e așa de șocantă pentru noi să zic cererea sau eu știu ce, încât trebuie să zicem, dăm voie puțin să mă retrag, nu știu cât, o seară sau până mâine sau ceva. Trebuie să mă cercetez să ajung într-o stare cumva de îngăduință, de înțelegere.
Adică stai, că e o dinamică aici, trebuie să înțeleg niște lucruri, trebuie să dau un răspuns dintr-o stare de armonie, cumva. Adică eu pot să te resping pe tine cu niște idei de ale tale, înțelegând, unul, că sunt pentru mine, mesaje, tot, dar pot să te resping armonios. Adică să spun în foarte mare armonie că asta nu putem face împreună, pentru că, eu știu, de asta trebuie să fie autentică chestia asta. Și tu ai făcut fără să știi, ca și cum ai fost condus așa, sau cumva așa ți-a venit să faci. Adică te-ai retras în tine, ai înțeles că este vorba de o solicitare, de nu știu ce, te-ai gândit care e răspunsul pentru tine, cum este corect, însă refuzul tău a fost unul foarte corect. Adică refuzul tău a fost din îngăduință, din non-judecată, din acceptare, nu un refuz din ăla, hai marș de aici cu prostiile astea. Da. Înțelegi? Pentru... Și tu așa ai șters lucrul ăla, sau de aia ți-a și zis, da, ok, perfect, nu mai. Altfel se crea o întreagă isterie. Da. Deci, orice răspuns să fie asumat, adică să fie cu blândețe, că e da, că e nu, și să fie din non-judecată. Să Da. înțelegem că este despre noi, fără să dăm vina la exterior, nici de cum, și să fie cu, Cu cum toată îngăduința. toată îngăduința, deci cu foarte multă blândețe și după alt înțelegând că nu e nicio vină nicăieri. Da. Dar omul ăla să simtă lucrul acesta, adică să nu simtă refuzul ca pe un refuz, efectiv, ca pe un fel de bârnă în cap, cum facem noi, dăm cu o barieră în cap direct, pentru că zice prostii, ok, el zice, dar între timp știm că vorbește despre noi, trebuie să fim puși în situația aia și atunci refuzul ăla trebuie să aibă o calitate. Eu tot timpul spun despre calitatea refuzului. Cum refuzi un lucru? Adică din acea stare înțeleaptă, nu direct cu buta. Acolo este, înțelegi, să refuz și întotdeauna, am văzut în experiența mea, întotdeauna este cum vrei tu. Adică iese cum vrei tu, chiar nefăcând o ascultare și o supunere și nu știu ce, faptul că ai discernământ, că alegi corect, dar că o faci din această stare de grijă față de celălalt, adică nu de atac la el, ci din grijă față de el, din explicarea asta, întotdeauna iese bine. Hai să vedem dacă mai e altceva. Am vrut să-i spun lui Carmen că poate că se gândește că divinul ar putea fi feminin pentru că în limba română este iubirea. Și cumva, cred că din subconștientul nostru, iubirea fiind feminin, așa pe unii dintre noi, ne duce către femeie cu gândul. Știi, de la termen, efectiv, iubirea, zici iubirea, ți vine greu să crezi că de fapt are înfățișarea unui bărbat. Poate de la asocierea asta mă gândeam. E un substantiv feminin. Dar Da, Marius ne-a este mai lămurit. mult decât bărbat, e și un soare de iubire. Da, ne-ai spus, ne-ai lămurit. Cristina, ne apropiem de sfârșit o concluzie. Mulțumim. Nu știu ce să spun. Ajută-mă. Totul e bine Ajută-mă. așa cum este? Da, totul e bine așa cum este, deși în 99% din cazuri nu pare că e bine, nu Atunci pare, noi ce vrem? dar vrem să schimbăm, Noi vrem putem să altceva. schimbăm că e Dumnezeu în față. Chiar dacă nu putem, noi tot vrem. Noi tot vrem, tot vrem, tot vrem, pentru că avem această inerție. Pentru că ni se pare că avem o putere și atunci că putem schimba exteriorul și asta este o fantezie de-a noastră. Da. Carmen, poate să schimbă situația în care este? Dacă Carmen poate să schimbe, sigur că da. Carmen poate să schimbe situația în care este, dar trebuie să înțeleagă mesajele, trebuie să facă schimbări cu ea, trebuie să ia decizii cumva cu discernământ, trebuie să fie responsabilă. Și da, se schimbă, trebuie să-și asume o responsabilitate în orice direcție. Adică, efectiv, să-și ia un timp în care pune toate lucrurile astea așa pe un panou și pricepe. Pentru că ea trebuie tot timpul să aibă în vedere că trebuie să manifeste iubirea și supunerea. Și atunci ea trebuie să aibă discernământul să zică, pot eu în această relație să fac lucrul ăsta? Pot eu să așa? Pentru că altfel, ce faci? Stai, suferi 20 de ani și nu manifesti. Dar Trebuie uite, să este o manifesti. problemă la ea. Nimic nu se potrivește cu criteriile pe care le are. Nimic.
Da. Atunci? Noi toate avem criterii de genul ăsta. Nu există nimeni fără criteriu. Noi toate avem niște grile, niște criterii. Unele standarde mai mari, altele standarde mai mici, dar totuși, și încă o dată spun, ca să poți să fii în supunere, sub autoritate, sub nu știu ce, trebuie să fie vorba și de o mare iubire acolo. Adică să iubești. Tu dacă te analizezi și vezi că tu nu iubești, de fapt, de ce? Că nu corespunde sau că nu, tu nu iubești. Păi na, dacă nu iubești, cum să faci lucrurile astea? Că condiția e să iubești. Și atunci, când iubești, poți să faci supunere, poți să faci acceptare, poți să te lași corectată, poți să nu știu, tot suferi și Și atunci. accept și un balaur lângă tine? Da, orice, orice, orice. Pentru că iubirea aia îți dă puterea să accedezi, trebuie să Dorm cu iubești. un balaur în pat. Da. E pe balaurul cel mai mare e în mine. Oricum dorm cu unul de când m-am născut. Că am eu unul la purtător. Și dorm cu balaurul ăla. Frumos. Mulțumim frumos, Cristina. Spune. Nu, vreau să spun atât doar că, Cristina, tu spuneai 20 de ani, dar din câte îmi amintesc și știu din webinarele tale, și tu ai avut o provocare mare în viață și ai stat totuși acolo. Deci Da. eu înțeleg lucrul ăsta, că ai stat răbdătoare, ai Da. lucrat cu tine și ai făcut transformarea și, din ce am înțeles, lucrurile... S-au schimbat. Dar eu n-am înțeles de la tine, poate că am înțeles greșit. Adică dacă tu iubești foarte mult, iubești într-adevăr, cu adevărat, așa, ca și cum, dar cumva necondiționat. Adică nu că iubești, dar totuși nu-ți îndeplinește standardele. Deci dacă ești în situația unei iubiri necondiționate, dacă ești în această situație, clar, schimbându-te pe tine, schimbi absolut totul. Dar este o condiție prealabilă. Adică tu trebuie să analizezi, mă, este iubirea mea necondiționată, adică are mai multe, hai să zic, avantaje decât dezavantaje, ca să zic așa, mai mult îmi convine, mai mult îmi place, mai mult așa, și atunci tu, schimbându-te pe tine, vei păstra iubirea aia. Dar dacă tu nu ești în această formă, deci el nu-ți convine, cum ar veni, nu, tu nu iubești cu adevărat, atunci Dar iubirea poate rămâne pe parcurs. poate veni pe parcurs. Deci dacă tu consideri că, cum să spun, aceasta este o relație potrivită pentru tine, o vrei, este potrivită, poți iubi, poți să te desăvârșești acolo, tu schimbându-te, vei schimba și relația. Dar trebuie să fii sinceră cu tine. Da, dacă este, dar fără să dai la o parte tot ce zice toată lumea, nu te interesează nimic. Tu cu tine, îți pui toate întrebările acestea. Este asta relația în care eu vreau să fac, să învăț, să zic, sau să manifest iubirea necondiționată? Este aceasta relația în care orice îmi va face anul viitor, peste 2 ani, peste 3 ani, nu mă zburlesc și plec? Este asta relația asta? Este relația asta aceea în care dacă o să fie într-un scaun cu rotile, sunt ok cu lucrul ăsta? Adică pui toate aceste chestii astfel încât dacă vei fi într-o situație, să zic, într-un an, doi, trei, nu sperăm la asta, tu să zici, bă, eu am cercetat lucrurile astea, sunt foarte asumată. Da, și dacă aceasta este, Pe exemplu, sau dacă dacă bea, va sunt bea, capabil sau eu să știu, accept băutura. da, voi Sunt rămâne în acest... Și capabil să atunci... nu muncească deloc și să muncesc eu pentru el? Da. Toate aceste lucruri. Și atunci înseamnă că tu ești în faza unei iubiri necondiționate. Adică tu ai putea să o manifesti, cum ar veni. Că încă nu o manifesti, nu contează, da, mă. Adică te-a învățat iubirea divină. Deci Da. asta este interesant, că întotdeauna bărbatul care te necăjește cel mai mult scoate iubirea divină din tine și te ajută cel mai mult. Evoluezi cel mai mult. Cu un bărbat cu care te simți ok, nu prea scoate totul din tine. Deci mai cel care este neprevăzut, care te învață ceva, care te determină să accepti lucruri inacceptabile, numai acela te poate dezvolta. Culmea. Cel Da. cu care nu-ți convine, tamana ceva te iubește cel mai tare.
Da, dar trebuie încă o dată să spun, să poți tu să-ți pui niște întrebări și să fii capabilă de niște lucruri, adică nu dusă, condusă de circumstanțe, aiurea așa niște circumstanțe, să ne conducă într-o relație, pentru că acolo el nu ne va învăța nimic. Chiar nu ne va învăța, nu va scoate, trebuie 50 de ani și nu va scoate nimic din noi. Și atunci noi trebuie să ne punem întrebările astea de care îi spuneam la Carmen și dacă ea își răspunde pozitiv și zice, da, asta este relația, l-aș accepta în orice mod, aș rămâne în orice caz, orice mi se întâmplă, voi fi de acord. Tot felul de scenarii. Bine, înseamnă că este relația în care e cazul să te schimbi tu foarte tare și atunci întreaga relație asta se va schimba. Necesită schimbarea ta. Dar ulterior acestei cercetări, da. Pe de altă parte, dacă păzești această relație, se duce cu aceleași lucruri neînvățate pe care le are în ea și oriunde s-ar duce, le ia din același loc. Da. Și va primi aceeași situație. Sau va rămâne singur pentru că singurătatea spală foarte bine sufletul. Da, dar încă o dată poate că singură, să zic, se transformă mai bine decât într-o relație nepotrivită. Nu putem ști lucrurile astea, unde e mai potrivit sau cum e cei mai bine, singurătate sau o relație nepotrivită care nu te modifică. Deci asta e întrebarea. Este această relație care mă poate pe mine conduce sau mă voi opune tot timpul? Că nu-mi convine, nu-mi satisface standardele. Că dacă nu, da. Vă spun că problema este că noi am venit aici pe pământ nu ca să ne fie bine, ci Știu. ca să nu ne fie bine ca să putem să evoluăm. Cu cât nu ne este bine mai deloc, cu atât mai Da. sus urcăm în lumea de dincolo. E pe dos totul. Păi exact, asta e cu care m-aș determinat să intru în relația asta, Marius, pentru că am dat crezarea, tot ceea ce tu știi, noi am mai vorbit când ai venit la Târgu Frumos, 2 ani de zile am stat în retragerea aia și am ascultat materialele tale, ți-am citit cărțile și am zis, bă, mă las. Pur și simplu, mă las pentru că învățătura lui Marius e adevărată și atunci o să aibă grijă, cum să spun eu, Ca să sufletul nu-ți meu de fie mine. bine, o să aibă grijă Dumnezeu ca să nu-ți fie bine. Să nu fie bine, Să fii ok, fericită. da, să nu merit, exact. Și atunci nu am avut, am făcut alegerea asta, fiind convinsă că, bă, ai făcut alegerea asta, asumă-ți-o, du-te mai departe și o să vezi cum crești acolo. Deci nu m-am gândit. Uite, Adică dacă. atât m-am gândit la mine, că mai mult m-am gândit la el atunci, în momentul ăla, dar la mine asta m-am gândit. Fii, ești în siguranță, Carmen? Ți-ai luat 2 ani, ai stat singur acolo în retragerea respectivă? Ai văzut că nu s-a întâmplat nimic rău, dar nimic, adică întotdeauna Dumnezeu a avut grijă de tine în orice situație, te-ai pus în situații extraordinar de inconfortabile, ca să zici și noi, și atunci am zis, bă, o să am grijă, indiferent de mă duc, ceva se va întâmpla bine, adică va fi spre binele meu și cu asta mi-a dat încredere mereu, mereu, mereu. Cu cât nu ți este bine mai mult, cu atât este mai bine. Fii fericită. Dar ție, Uită-te Marius, la ți este Gabriela. bine? Marius, Poftim? ție ți este bine? Noi bărbații avem o formă de indiferență față de ce direcție ia viața și asta este puterea noastră. Nu vrem nimic de la viață și asta e puterea noastră. Cea mai mare. Uite, ai lângă tine pe Lavinia. Lavinia, situații dificile din viață, maxime pentru o femeie, le-a tratat. Deci ai un maestru lângă tine acolo, conduce mașina sau e în spate. În spate, Deci, bună seara. situații limită de viață le-a tratat cu indiferență, dar e un exemplu, eu mereu mă gândesc la ea. Are o forță extraordinară să fie. Să nu pui la inimă, să nu iei în seamă, de situațiile sunt limită, absolut de limită. Asta vorbeam și cu Gabriela și Carmen azi, că nu știu de unde am avut atâta putere, nu aveam învățăturile și totuși am trecut și am acceptat. Nu știu, cu indiferență, cu iubire, mai bine zis, nu știu. Se poate. Asta explic mereu lui Carmen, dar doar trebuie să se lase. Da. Pentru că nu e nevoie în viață să ți se împlinească dorințele, cel mai important lucru e să nu ți se împlinească nicio dorință. Asta este cea mai mare fericire posibilă, că dacă ți se împlinesc dorințele, ești în pericol. Că trebuie să vină ceva ca să ți le distrugă.
Deci când nu ți se împlinesc dorințele, fii fericit, ai cea mai mare fericire posibil. Da. Așa. Dar e greu de acceptat asta. Nu e Oamenii greu. Zic că suntem duși cu capul, că vorbim pe dos. Nu e Dar greu. Nu Păi e asta, de asta ziceam, eu am rugat-o pe Teodora să pună întrebarea dacă într-adevăr este nevoie să ne mai ducem în trecut să facem curat sau e ok doar situațiile care ne vin în viață, adică provocările vieții ce ne vine din față și dacă noi le acceptăm și na, eu cel puțin mă verific aici înăuntru ce simt, dacă simt furie sau iubire, acceptare și dacă văd că e ok și nu mă deranjează nimic, asta înseamnă este, deci e vorba de verificarea asta, dar dacă apare o urmă de mânie, de rezistență, de luptă, acolo trebuie să pui imediat inversul. da, Că nu te am vei înțeles. liniști. Am înțeles. Dar dacă Înțeles. accepti lucrurile așa cum sunt, este o putere mare. Da. Asta. Mi Și se în pare viața mai de... ușor acceptarea. Cum? Eu vorbesc pentru mine, pentru situațiile care îmi vin mie. Da. Ce ai întrebat? Nu am ceva nimic. Am ceva nimic. Da, deci cum vin situațiile, aia este. Și vin de la Dumnezeu și vin ca să te curețe și vin ca să te înalțe. Și cu cât oamenii te Exact. deranjează mai mult, cu atât îți fac mai mult bine. E totul pe dos. Da, să mai fi divin, am înțeles perfect. Că tot Să ai o gândire din asta inversă, dacă nu ai intri în disperare. Uite cum a intrat în disperare Simona astăzi, că se gândea ce să se întâmplă în viitor cu omul străzii. da. Că ce să zic omul străzii din viitor? Nu, nu era o mustrăzi, era vorba despre copil și despre da, situația personală care o am, da. Păi când nu-ți faci nicio grijă, atunci lucrurile se rezolvă de la sine. Când îți faci griji, nu se vor rezolva deloc. Tu ce vrei? Da. Tu vrei să nu se rezolvă, că așa am înțeles. Domnul Marius, învăț. Păi ești mereu în Să aceeași învăț poziție. lucruri noi. E un comportament nou. Nu știam să mă... Știi ce să faci? E ca și cum Foarte, mă e luăm de foarte la simplu. zero. Simona, de fiecare dată tot ce spui tu nu e adevărat. Ia invers. Și-a rezolvat problema. Nu spui nimic, nu spui adevărat. Dar Și acum niciodată. am zis că Fiecare învăț... propoziție pe care o spuneai, inversul era valabil. Fiecare. Învăț, nu învăț. Și învăț și nu învăț. Nu știu. Lavinia, ai o întrebare. Nu, mă gândeam acum cum am mai rezolvat un program, că aveam frică să stau noaptea singură acasă. Și am zis, hai să văd cum e, stau o oră în seara asta, să văd ce se întâmplă. Mâine stau 2 ore. Și după aia am zis, ok, stau toată noaptea, ce poate să întâmple? Poate să vină cineva. Deja îmi făceam imagini când domnul Marius povestea că a apărut cel cu coarne. Și am zis, ok, și ce poate să întâmple? Poate să mă omoare. Și ce dacă mă omoară și mor? Și care e problema? Și a dispărut frica. Adică mi-am dat seama așa, de la o zi la alta, am făcut lăsarea asta. Și am zis, okay, și ce dacă? Cel mai rău ce se poate întâmpla e să mor. Și dacă mor, ce? Și acum stau singură noaptea. Asta e puterea ta cea mai mare. Da. Acest dezinteres. Da. Trebuie să învățăm de la tine. Învățăm unul de la altul. Bun, Cristina, ajută-ne. Să putem... Da, Lavinia, am observat-o și eu, ea are o foarte mare forță de a-și face împotrivă. Ei, să-și face împotrivă cu o forță, așa, cumva, parcă... se, nu știu cum să zic, se auto-supune și deja ies ușor mișcările astea, adică chiar e ca o maestră, așa că deja când îți ies ușor lucruri dificile, așa complicate și când vezi cât cumva cât se modifică ea pe ea, adică ea e maestru ei, ea atâta crește pe scara asta singură, adică nici nu stă după corecții sau după mai, ea primește câte o corecție, dar ea singură tot timpul crește. Foarte frumoasă puterea asta e, foarte, foarte frumoasă. Adică să auzi o femeie care zice, și dacă mor ce? Păi, na, toată lumea fuge, se supără că nu primește un buchet de flori sau nu știu ce, adică chestii de astea, mărunțișuri. Mai rar abordarea asta, foarte frumos, foarte frumos.
Da, aici e o lume care, cum să zic, o lume capabilă să se schimbe, o lume care face eforturi, o lume de titani. Spun asta despre tot, de toți sunt titani. Deci mi se pare fantastic să faci mișcări de astea cu tine, că noi nu ne-am născut așa, Marius. Noi nu ne-am născut așa, cu dezinteresul față de lume, cu... Noi, cum să spun, ne antrenăm. Să schimbăm numele Pământului, să spunem Titan. Da. Da. Titan locuit de Titan. Da, da, sunt câțiva titani care fac treabă foarte frumoasă. Da. Mulțumim frumos! Mulțumim! Eu vă mulțumesc! Mulțumim, domnul Marius! Dacă se poate și mâine până când pleci în fiecare zi la aceeași oră, în aceeași formație, ar fi bine pentru folosul celorlalți. Ne încercăm. Sacrificăm. Încercăm. Da, sigur. Da, da. Da. Mulțumim frumos, seară frumoasă. Vă îmbrățișez pe toți. Seară frumoasă. Pa, pa. Pa, pa.